Am vrut să vin să arăt oamenilor că ăsta este A ad din Arte. Adică să ies puțin din imaginea de Vlad, pentru că toată lumea mă asociază cu supereroul Vlad, înțelegi? Da tu ești un în viața ta. Da, eu nu mă consider asta. Și am vrut ca lumea să vadă și să știe adevăratul A ad Artea. Adică a fost o clipă da. când într-o te-ai trezit și te-ai gândit că s-ar putea să fie ultima zi din viața ta. Da, exact. Prea? Am o tumoare, da, în cap. Băgat în spatele ochiului undeva aici. Am povestit un pic despre treaba asta înainte de podcast și mi s-a făcut sepierea de găină. Da. da. a fost greu. Încă după cum se vede, gestionez greu treaba. Dar cumara a fost cel mai greu în momentele S-a uitat la mine și m-a întrebat: "Tu te-am văzut pe la televizor?" Eu zic: "Da." <laughs> Ce ar fi ok dacă ai începe să te reorientezi. După intervenție, risc foarte mare să rămâi desfigurat. M-am văzut pe mine, lângă mine. Mă vedeam acolo exact cum stăteam, la 4, aproape 45 de grade, cu toate firele pe mine. Efectiv, am căzut, aveam momente care stăteam și plângeam. Efectiv, că nu știam ce să fac. Birocrația asta din România, pe mine m-a ajutat. Eu nu o condamn. Față de alții. De, pentru că mie mi-a oferit... Motiv. Băi, da, mi-a dat o misiune. Oameni buni, noi suntem o generație care are nevoie de invariabil terapie. de terapie. Noi am crescut printre niște lucruri foarte grele. Și ne-am crescut diformi. Noi trebuie să mergem la terapie ca să ne mai îndreptăm un pic formele alea strâmbate. Pentru că doar așa putem să prindem soarele și să, să fie frumos pentru sămânța pe care o lăsăm după noi. Băi, e fain în viața. E așa. Da. E. Yeah. E cu Așa de toate. Was. Salutare la podcastul Acasă la Măruță, în premieră, pentru că aici ați întâlnit de foarte multe ori actori, artiști, eu știu, psihologi. De data asta ne întâlnim cu un macaragiu care a devenit avocat. Îl cunoașteți cu siguranță pentru că apare și în Vlad. E chiar Vlad, a Salut! În, și salut. bine ai venit! În persoană, da. da. E, e adevărat asta cu... Îți doreai să fii macaragiu, da. avocat și ai ajuns un super actor. Băi, da. Eu voiam să fiu un macaragiu, eram fascinat de macarale. Am crescut în epoca binecunoscută. Macaralele râdeau de... în soare. Exact. Și construiau agale. <laughs> exact. <laughs> și eram la Brașov, pe Mircea cel Bătrân acolo, și era o macară și eram fascinat. Și mă uitam cum un om poate să conducă o chestie atât de uriașă? Uriașă, dar și grațioasă în același timp. Și cum poate să ridic ce niște blocuri de astea de beton și să nu se ducă într-o parte contrabalans, adică da. mă fascinau lucrurile astea, știi? Și zis, mamă, voiai să fii macaragiu. Da, tocmai și, din cauza și, asta. Dar vreodată într-un macarap până sus acolo? Nu cred că am curajul să fac asta. <laughs> <laughs> de asta voiam să fiu macaragiu uh, sau dirijor. Pentru că pe vremea aceea mai erau concertele lui Sergiu Celibidache. Celebrele concerte. Celebrele. Și date duminica. Băi, și mă fascina cum omul ăla începea efectiv să dirigeze și la final era răvășit tot cu, cu șuvițele înapoi și era... Și mi se părea... Incredibil cum se poate duce și cum poate să conducă atâta. Vezi, e o chestie de condus. Da, de condus, da. hai că ajungem imediat da. la povestea asta. Să știi că la chestia asta cu dirijatul și eu m-am gândit la un moment dat, Andra a repetat cu Andrei Tudor, cu orchestra lui Andrei Tudor, și am întrebat pe oamenii într-o pauză, ok, dacă Andrei Tudor, dirijorul, un om genial, fabulos, nu este aici, și vin eu și dau așa din mâini, cum cred eu, păi oricum vă știți partiturile și ce trebuie să faceți? Și au zis, nu, no. da. omul ăla de acolo, dirijorul, ăla ne ține și ne orchestrează. Și am zis, ok, deci nu pot să fac playback să fiu un dirijor. Noroc da. că bine ai venit! Noroc, bine te-am găsit, îți uh. mulțumesc! Eu îți mulțumesc mult de tot, domnule avocat, că și-am terminat dreptul. A, ah, eu nu l-am terminat. Eu am făcut 2 ani și l-am lăsat pe altă că era prea mult de învățat. Ok, ai și ce dacă eu l-am terminat, l -am terminat că fac podcasturi. Am terminat dreptul și fac podcasturi. tu. Ai făcut 2 ani de, de drept și joci în filme. Stai așa, să o lămurim. Eu am trei facultăți absolvite. Educație fizică și sport. Ok. <laughs> cu, trei în una. Da, cu licență. Eu sunt, practic, la bază, profesor de educație fizică și sport. Ai predat? Da, la liceu pedagogic, la clasa 13 -a, unde erau numai fete. La Brașov. Uh, okay. Așa, după care... liniștește te măruț, să nu-l întreba da. ce să gândește se gândește toată lumea dacă erau fetele îndrăgostite de el. Nu-l întreba chestia asta. Pot să spun doar atât. În momentul în care veneam și ne făceam orele, șefa de catedră de la liceu pedagogic zicea că n-a zicea că avut în viața ei atâta prezență la orele de sport. Adică nu mai existau scutiri, <laughs> nu știi? Adică veneau multe okay. eleve da. și la mărire, adică, pe principiu, putem rămâne corigente la sport, nu mm. de alta, ca să prindem și mărirea, să mai facem niște ore în plus. Avantajul este că nu am ajuns până la final încă să le dau a note de trecere sau nu, pentru că, na, profa lor, șefa de catedră, știa ce are de făcut. Deci omul a fost din Artea, profesor de sport, da. avocat doi ani, cum am spus ceva mai devreme. Stai așa, stai, că nu se încheie. Actor, că stai, asta mă fascinează. Toată Eu lumea am... îl știe pe din Artea din Vlad. Te știe? Te-ai jucat și la bloc, știi? Da. Ai, și ai mai prins uh, roluri. Exact. Dar în Vlad ești... Da, uh, să zic. Da, shit. Asta, nu e, zice, asta da. corect. Și îmi place. Asta e, normal. Da, și da, de asta vreau să zic, cum ai, cum ajuns la chestia asta? Ok, înțeleg, ești frumos, normal, ai câștigat toate castingurile. Ești și deștept, ok, ești și sportiv. Hai, ciuca, ca să. Hai, noroc. <laughs> Noroc. Păi na, acum... Da, eu n-am vrut să fac niciuna din astea. Băi, nene, cum se întâmplă, mă? Le Dumnezeu numai la care nu vor să Ea facă. A dat lui pe toate. Da. exact. El, El vrut, n-a nimic. Nu. Exact. Păi numai ăștia care nu vor. Da. Nu se dă. Știi? Stai că ajungem imediat așa. Deci, atent. Eu, practic, am... Povestea începe în clasa A5. Okay. De fapt, Avem din... timp. Da, exact. Din clasa a 4 -a înspre clasa a 5 -a, Uh, eu eram cu sora mea acasă și mai Cristina, nu? Cristina. Mai mare cu un an jumate ca tine. Uh, da. S-a lucrit. Eu zic so. So. Eram cu so, da. Uh, de bădea când Nu neapărat. M-am văitat eu odată când am, <laughs> că, mi-a dat cu scaunul în spate, dar a fost uh, Actorie. Da, actorie. De da, atunci da, era de actor. Atunci... <laughs> Ha! Nu, eram actor și de când ziceam tatăl nostru. Nu, nu că nu-l ziceam așa, pios în biserică. Deci, revenind, Maica mea nu putea să ne lase pe amândoi în același timp acasă. Și trebuia să găsească o soluție prin care să mă dea pe mine sau pe Cristina în, partea, în prima parte a zilei și pe mine sau pe Cristina în a doua parte, adică să ne separe. Ok. Uh, și pe vremea aia, în gimnaziu, gimnaziu era cam programat la școala 15 din Brașov, era cam după amiază de pe la ora 2-3. Și am zis, maică mi-a zis, băi, te dau la liceu sportiv, e singurul loc unde gimnaziu se face de dimineață. Și îți mai consum și energia și aia. Mai, Da, exact, da. Și m-a dat la liceu sportiv. De când m-a dat la liceu sportiv, din clasa 5-a, practic am început să joc handbal cu domnul Alex Ceaușu, cu domnul Bărleanu, antrenori de handbal efectiv. Și am început efectiv de la șapte jumate dimineața până pe la ora două, trei. mergeam la școală, la liceu cu program sportiv, da. și uh, sora mea pleca la școală când ajungeam eu acasă. Ea ce-a terminat, Cristina? Ea uh, a terminat colegiul medical și uh, liceu pedagogic. N-are legătură, era cu un an mai mare ca. <laughs> da. da. Deci a terminat uh, colegiul pedagogic și da. medicina? Și colegiul medical. Colegiu medical. Da. Okay. Ea e asistentă la Brașov lucrează la spitalul CFR acolo, lucrează de zor de dimineața până după amiaza și uh, a, a avut fost... o perioadă grea. Băi, da, a fost o redută. Deci mie, a fost o pare. perioadă pentru sistemul medical uh, infernală. Ea m-a influențat mult pentru că ea începea să plângă când vedea la televizor și oamenii care voiau să se uh, revolte împotriva vaccinului sau împotriva uh, măștilor sau așa. Și a zis veniți și stați o zi să faceți ce fac eu. Adică ea mergea și lua practic analize de la, de la oamenii bolnavi, care unii erau și covidați, alții nu. Și efectiv, după ce își termina tura, se dezbrăca, ei nici măcar nu se puteau duce să urineze din un astronaut. Din da, pentru că trebuiau să se dezbrace complet, să urineze, să se, îmbla, să se îmbrace la loc, ceea ce era crunt pentru ei. Și Na, în momentul în care vedea protestele, că au fost la un moment dat proteste în Au fost luni victorii. infernale pentru Băi. pentru medici, pentru sistemul medical. Da, chiar la... au fost. Deci oamenii îngrozitor. chiar sunt pe bune, sunt niște eroi. Mulți pe oameni pe care și-au pierdut da. apropiații sau rudele, știi, da, bolnave da. De, de COVID. Da, în da, fine, dar haideți să ajungem la... <laughs> la... Și m-a dat la, prof... la liceu cu program sportiv. Și eu, frumos ca o floricică, în loc să fac toate materiile alea extracurriculare. Da. Adică desen tehnic, practica noastră era sportul. Adică eu făceam 12 ore de sport pe săptămână de hamba. Făceam 4 sau 6 ore pe zi, teorie, după care seara mergem la antrenament. Și cam așa s-a întâmplat tot deci, gimnaziul. mama ta știu unde să te pună da. ca să te țină ocupat și da, Și obosit. Să, și obosit. Da, Gata. să nu mai vin acasă să mă urc pe mașină, să sparg geamul și să facă... Da, făceam. Erai genul ăsta? Da. Nu cred. Eram, nu eram năzdrăvan, făceam tot fel de prostii. Ții minte? Am așa flashback-uri cu un moment, erau puține daci pe atunci și olsituri, și un moment în care practic am transformat mașina unui vecin în topogan. Și eu aveam stilul ăsta și îi aduceam pe toți și făceam coadă, deci urcam pe portbagaj, sus pe mașină și ne dădeam pe topogan pe capot. Știi? Da, era păcat să te dai doar tu, adică mai bine că ai schimbat da. pe toți ceilalți. Și oricum și vecinul ăla, mult mai încântat când a văzut că tot cartierul se bucură da, de mașina lui. Exact, a fost Ți -a luat fort. bătaie după chestia Da. Herba. De la mama. <laughs> Dar nu, ei. ei mai că mi știi cum bătea, venea și dădea așa. Eu închideam ochii și uneori când am mai crescut, mai și râdeam. Da, da. da, Ideea e că, și probabil mulți și aduc aminte, în copilărie, când părinții nu veneau să te ia la palme sau să te apostrofeze în felul ăsta, și îți țineau un discurs de la. Mai bine ziceai, mai bine dai două palme decât să mă ții și să-mi povestești așa cum. strică relația de părinte-copil, nu? Nu prea era cu nu. discurs. Ce ai făcut? Asta. Uh, <laughs> da. Era cu executare. Da, 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 da. da. <laughs> taică-mea taică nu a fost. Cu toate că nici toate ar tău ar în cadrul armatei, da, da? Adică da. militarietat. Nu. No. <găt> adică cadrul armatei, adică eu văd așa. Oamenii care, dacă trebuie să dea la șapte, la șapte fix s-au trezit, în trei minute și-au făcut patul, s-au îmbrăcat și au plecat unde trebuie. El așa era cu programul lui. Este. Da. Se trezește dimineața. Da. În casă, militerie era a maică Deci caporalul, nu caporalul, cum? Am? Amiralul. Sergentul, amiralul. Amiralul, frate. Deci, amiralul. Mama este și acum este amiral. <laughs> mă sună... Deci stai așa, ultimul <laughs> mesaj. Nu credeți. Da. Pentru că organizăm botezul și așa, trebuie să fiți citesc. Petra uh, da. o să fie cea de-a doua fetiță botezată, pentru că a din arte, are două fete. Mara, 5 ani și Petra Trei câteva luni. luni. 4 luni. Așa. Și da. mesajul? Și mesajul. De la Amiral. De la Amiral. După ce am fost odată la tine, la Măruță, zice, uh, stai așa, trebuie să-l găsesc, uh, foarte frumos îmb îmbrăcat, dar vezi că te-ai cam bălbuit acolo. Stai așa. <laughs> și ultimul mesaj al ei este, salut, ce mai faceți? Vreau să te întreb dacă toți invitații sunt vaccinați sau au trecut prin boală ca să nu aveți probleme. Poate veni orice control și amenzile sunt foarte mari. Pup. Ok. <laughs> mai cumva. Na, îmi place. e admirabilă, da. E da, e foarte tare femeia. Ea a absolvit chimie uh, la Cluj, uh, cum se numește, șef de promoție. Adică Ai femeia de fie? 10 la chimie, a lucrat și în cercetare și la laborator de chimie de la Nivea, de Superb. la da, 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 da. Superb. Tata locotenent colonel, el cu alarmele mai mult cu toate lucrurile uh, de astea de armată. Iar, la Revoluție nu știu cea, pe unde a fost, dar n-a fost. Cristina da. a rămas oarecum apropiată de ce făcea mama ta, da. pentru că a rămas în sistemul medical. În sistemul medical iar da. tu, spre ce făcea tatăl tău, numai că tu făceai sport și flotări și tracțiuni, pe partea asta sportivă. El făcea la armată, ca așa este cerea. Da, nu mai făcea de mult la armată, că el îi punea palții să facă. Deci, până la urmă. Da. Până la urmă lucrurile s-au... Uh, Așezat. S-au închegat cumva. Hai că vorbim de toate, dar am uitat să... Nu știu dacă se uită mama ta acum la noi. Yeah. Știe că bei vin? Da. N-ai Na, probleme de stea cu no, nu? Nu. No, no. Ok. Sărmâna mama lua din artea. Să știți că Adi nu pleacă cu mâna goală de la noi, de la podcast. Avem de la domeniile Valvis un vin de sâmburește, e senzațional. Și pentru că tot este botezul Petrei, să știi că ți-l fac cadou să îl pui acolo pe masă și să bei cu prietenii. Sunt e partenerii Chardonnay. noștri. Chardonnay ne place. Și sunt burești, românești, ah, da. românești, foarte bune. Alina o să fie foarte încântată. Ei place uh, vinul, vinul alb. Alb, da, foarte mult. Și mie îmi place, dar mai rar beau vin alb, dar dar e... o să-l gust, chiar o să-l gust. Iar, Mulțumesc frumos! Iar sushi, să știi că am comandat special astăzi la podcast, pentru că știu că ești uh, prieten cu prietenii noștri de la Sushi Terra. Și m-a întrebat Valeriu, cine vine? Adi, păi e prietenul nostru. Chiar ieri am fost, mi se pare, la el. Da? Și -am, da, am, și -am înțeles. Deci atunci, barca de la Sushi -tera, o cunoști. Da, hai că încă mai încolo. O să o să dau și încolo. un test legat de sushi. Că vine vorba de cadouri, poți să l întorc cu spatele, nu. Să poți nu să l pui și cu fața, nu contează. Ăsta da. este unul dintre cele mai bune vinuri roșii pe care eu le-am băut vreodată. L-am descoperit împreună cu vecinii mei, prietenii mei vecini, Petre ni l-a adus în casă și de atunci numai de asta cumpăr. Îmi place enorm de mult. Îți este mulțumesc mult de un tot. cupaj E bine cotat. De, să de, sticla e mai grea, poți să faci gantere cu ea, știi? Adică când, când că, o bei pe toate rămâne... Cred că, că e mai... și un criteriu cum îți alegi tu vinul, pentru da. că tu fiind sportiv, zici, ok, cât are asta, mă, două kilograme, haide că pot să haide fac, de că e merge, bine, da, da. Okay. E îți mulțumesc mult de vin tot cu sticla grea. Și îți mulțumesc mult de tot, mai ales că e din colecția ta și, apreciez. Da, da. Mersi e, mult! Cu drag, cu drag! Deci noi am dat un vin românesc, cum ne-a dat un vin italienesc, și... noi am dat un vin alb, ne-a dat un vin roșu, suntem la un sus și eu zic că e bine, am început bine. Mai dăm și un noroc. Noroc. Cum se zice la brașovie, ceva? Nu, mă rog. Salut. Da. Și trebuie să te uiți în ochii omului să bei. Deci, hai, hai, nu rog. Nu știu cât aveți vorbit. Așa mi-e cineva comentariu. Băi, să bei o sticlă de vin acolo, mai mai vorbești la podcastul ăla. Mă rog, nu că ar fi problema mea asta cu vorbitul. Cu pauză, da? Dar gut. Uh, bun, o să facem în felul următor Ți-am zis că avem multe lucruri de povestit și multe lucruri de discutat Bă, nu mă grăbesc Ia... Alina, Alina o culcă și pe Mara și pe Petra în seara asta Nu <laughs> știu de ce am impresia Toți cei care au devenit tătici și vin la noi la podcast Nu se grăbesc să ajungă acasă De principiu, băi, bă, nu la podcastul ăla să filmez Nu pot să plec repede așa Descurcă-te și tu cu copiii Bă, nu. De data asta a venit de la ea și a zis... Uh, Alina e o tipă știu... foarte mișto. Bă, este, da. Ai o soție senzațională. Mulțumesc, mulțumesc. Te-a lăsat și la primul tău podcast, că ăsta e primul tău podcast. Primul podcast. A se nota. Ăsta este primul podcast al lui Adri... Adin lui Adrian Art. Adin, cum vreți. Da. <laughs> Uneori mai... mi se mai spune Vlad, nu înțeleg de ce, dar... <laughs> okay, hai că la și asta. <laughs> uh, mă bucur că ești aici și vorbeam de soție. Da. Ai cunoscut-o acum cât timp? 11 ani, cam așa. Model? Da. Frumoasă? Foarte, foarte. Și ți-a făcut două fete superbe. Da. Ești tată de fată? Eu zic, Doamne de le ajută. Fete. Doamne le ajută, că am trei acasă. Doamne le ajută. Da. În loc de Doamne ajută, Doamne le ajută. Și brioșa, ce câinele? Brioș e băiețel. E băiețel, da, deci e, ai și tu un aliat? E, da, e vârznic, cu familie, săracu, are niște probleme acum, trebuie să-l ducem la medic. L-am dus la medic, e destul de complicat. Cel are 13-14 spre 14 ani. Deci face parte din familie destul da. de. Tu Eu, ai venit cu el sau Alina a venit cu el? Alina a venit cu el. Ok. Eu mai fac gluma asta, că datorită lui am luat-o de nevastă. <laughs> nu, glumesc. Dar uh, acum 11 ani, practic, eu lucram ca model. Eram la Emera Model Agency, la Liviu oh, Ionescu. Cei mai tari. Da. Mai sunt și, și acum, nu? Și, da, da, da. Cei mai vechi, cei mai tari și sunt... Da, da. Și am făcut un direct, direct booking la, la uh, în Tunisia. Din Dar Milan. tu mai ajuns la agenția asta? Că vrea și că să meargă. O... Deci... <laughs> Fiate. atent, eram în anul... Nu știu dacă l-aștept înălțimea. Deci, doamnelor, domnilor, luați-vă popcornul. nu? Deci. Eram în anul 2000, Da, cred. Cam în 2000. Deci au trecut doar 21 de ani. Wow, Jesus Christ. Păi tu ai 25 de ani? Ba da, dar mă consum pe interior. <laughs> Fac 40. Nu cred, da. te ții bine? Încerc. Doi mai de aia care se complimentează, dar râzi bine, bro. Da. Arăzi, bro, și bro pentru te că omul bine. vine de la squash, omul face sport, sport de performanță, stai că ajungem la toate. Da, era să vin nedușuit. Nu e nicio problemă. Să se abureau. <laughs> deci, acum 21 de ani. Deci, acum 21 de ani, în Brașov, eram la volei frumos, îmi făceam antrenamentele mele, că nici n-am încheiat povestea aia acum. Uh, cu sportul. Dar îmi făceam antrenamentele, o să revenim la ea. Uh, și aveam o gagică, tot Alina o chemă. <laughs> așa. Dacă vrei asta, putem la montaj. Nu, no, e ok. E okay. Uh, și am avut, practic, un moment în care, na, eu voiam să mă despart de ea și ea era supărată și mama ei, ca să o mai îmbuneze, a zis să-i găsească, să găsească lucruri de făcut, să nu stea să se gândească la... La tine. Din artea care e. Da. Dar tu nu sufereai atunci, suferi? Era un fel de de ba, Da, am de zăpăceai, poac, da. Am, și... am suferit din alte motive, dar ca să zic cum am intrat în modeling. Uh -huh. Și ea a început, practic, cursuri de modeling la Artemis, o școală de modeling din Brașov, la doamna Anca Chiru. Și între timp eu m-am împăcat cu ea și mă duceam și o așteptam în fiecare zi de la cursurile de, de, modeling. de modeling. Da, ca nu cumva să mai apară cineva. Normal sau că te-ai împăcat cu ea. Adică eu, ea... sportivul, mă duceam, o așteptam frumos, o luam de acolo, o plimbam, mă duceam acasă. Dar da, vezi cum e chestia asta, mă? Suficient ca persoana cu care te-ai certat <coughs> să facă ceva ca să reaprindă scântea. S-a dus la cursuri de modeling. Normal că tu ai zis, hopa... Hopa, stai că e... Ceva. <laughs> în fine, și Catinca uh, Roman avea da. prezentare de modă în Brașov, pentru că era aniversare Radio Brașov, uh, un radio vechi da. din Brașov, de uh, radio Radiouri da. radio de început. Da, exact. Și um, voia să facă, practic, uh, voiau să facă o, un eveniment prin care să facă o prezentare de modă, Catinca Roman. Și Catinca a venit cu trei manechini din București, și acum mai știu, Alin Roșu, Radu Vulcan, Opa, Radu Vulcan. și a mai fost un băiat, dar nu mai țin minte. Ești mai era un model Victor deja... Uh, ba, că, nu, 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 să nu spui că am nimerit. Nu, nu, nu era Victor Slav. Îi salutăm. Um, Bogdan și Plădău. Nu, nici Bogdan. Știu sigur, Alin Roșu și Radu Vulcan erau cu siguranță. Mm -hmm. Erau frumoși României în ceea ce privește uh, modele masculine. masculine. Și Catin în România a dus. Și mai avea nevoie de băieți. Și a spus organizatorilor, băi, mai avem nevoie de băieți. Și Katinka a văzut și a zis, uite-l vreau pe băiatul ăla. Și eu eram cu prietena mea de pe atunci. Era nu avea ea, nicio treabă. Da, ea era bă, la prezentarea Dar... de modă de fete. Și vine la mine și zice, Adrian, n-ai vrea să? Eu, sportiv, zic, ok, why not? De ce nu? Că era o gașcă mișto, știi? Și am făcut de repetiții, m-am îmbrăcat frumos, nici nu mai țin minte cu ce eram îmbrăcat, am mers pe catwalk, a fost aplauze și zic o, ce mișto e. Bă, da, cum e viața asta. E mă. foarte drăguț. Îți dai seama, alții munceau, se duceau la școală, exersau cursuri, și da, cursurile, da, da. nu știu ce și vine mă norocul, exact. da. Băiatul ăla frumușel, aș vrea să fie în seara asta, în prezentarea mea. Da. Și uși pe scenă și, -am și am au muncit acolo, au făcut școală. Ok. Da. Și m-am dus, m-am plimbat, -am, am avut o nonșalanță de asta, o ignoranță. Păi de normal că știi că nu e presiune pe exact, tine, adică. Exact, exact asta întotdeauna e. Întotdeauna te duci și câștigi castingurile sau joburile unde te duci pe principiu, bă, mi se rupe, chiar dacă nu mă acceptă, asta e oricum, păi am venit că, doar așa. Cred asta că de asta s-au întâmplat multe reclame, pentru că eu am filmat foarte multe reclame și le-am luat practic pâinea multor actori care au absolvit un ATC-ul. Pentru că și... nu te duceai focusat să faci nu, asta. da, nu. Eu mă duceam... It's ok, hai să o facem și pe asta. Mm -hmm. știi? Eu, așa, eu tot timpul am zis, sunt easy money. Pentru că mă duceam, stăteam, zâmbeam frumos, era așa, plecam acasă și erau niște bonus, nu mulți, dar erau ok, știi? Și după prezentare, tipa de la Artemis din Brașov a zis, bă, are succes băiatul, hai să-l să cooptezi la mine. Hai să faci niște cursuri, zic. Dar ce-mi trebuie cursuri? Ai văzut că am succes? că adică eu mă duc... Uite oricum. aplauzele, da. Da, eu joc vole, eu mă întrețin, adică... Hai de totuși, bine, hai. Și m-am dus și am făcut cursurile și în aceste cursuri, Anca Kiru avea legătură cu Dana Săvuică, care pe atunci avea etichetul și a făcut un festival care se numea East on Catwalk la Palatul Parlamentului. Băi, 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 deci numai da. nume din unde, asta din showbiz. Unde, practic, am fost singurul model masculin din Brașov, m-am dus acolo și am avut vreo cinci prezentări pe castinguri făcute. Știi? Fără cursuri. Fă, nu, eram în cursuri uh. la Brașov, știi? Și acolo l-am -am întâlnit pe Liviu Ionescu cu MRA Model Agency. Și care te-a transferat. Care m-a transferat și mi-a zis, băi, de câte ori poți să vii în București? Pentru că tu stai la Brașov. Și zic, păi mama lucrează la Sanepidul uh, Sanepidu CFR, că pe atunci a lucrat acolo. Uh, am permise, pot să vin de câte ori e nevoie. Ce bine, o să te chem la castinguri. Bine. Și a început o perioadă de ani buni în care eu plecam dimineața când aveam casting în București, veneam în București cu Sembișu, mergeam la casting, dădeam proba și mă întorceam acasă. La ora 6 seara eram acasă. Și au fost ani buni. Și fost... Frumoasă. Da, băi da. Câte um. reclame ai făcut până acum? Nu știu. Am stat la un moment dat și le-am numărat, aveam peste 65 făcute pentru România și pentru afară. Superb, asta Dar mai, înseamnă. mai multe pentru afară. Și sunt peste, adică cred că sunt peste 100. Peste 100 de reclame. Reclame, da, făcute. Făcut, Super. da. Aș vrea să ne întoarcem puțin în, <laughs> în tinerețea ta, când. Priviții, oameni buni, fumușelul din Brașov, omul care a făcut reclame, a, manechinul răvnit de atâtea doamne și domnișoare, făcea promoție la. muștar! Ta da, da! Îți mai aduce am luat un borcan de muștar. Păi, da. Cum erau promoțiile mea? era foarte tare. Te-am întors în timp cu cât? Doamne, iartă-mă. Deci, promoție la muștara am făcut în 2, ani. Odată eram în parcare la Selgros. Da. Și aveam un bucătar care făcea mici. Și parcarea, făceam în parcarea aia care e acoperită. Da, da, da. Ca fumul să nu se ducă afară. <laughs> și fumul se ducea la intrare. Și noi trebuia să vindem și spuneam, ok, vă cumpărați un borcan de muștar, veniți și primiți trei mici gratuit. Da, da. <laughs> Jura, așa era promoția. Da, normal, și fumul nu se ducea în afară, nu, ca să vină și după oamenii, mirosul. Și cum cum, 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 parcau și ieșeau din mașină și ce, ce cu ăsta, da, ce se întâmplă aici? Și vedeau corturile albe, uh, roșii, că erau roșii, da. nu okay. se vede brandul, da, da. Și ne, oamenii se duceau, cumpărau și veneau și aveam coadă la mici. Aia a fost prima. Și, și cum făceai? Adică, adică, era așa cu borcanul și Eu am fost coordonator. Adică, da, aveai la muștar, nu? Aveam, da. Cum aveam. Hey, băieți, da. Hei băieți, da. borcan, vreau, hai, mișcarea. Da, 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 așa făceam. Adică aveam e. o fată pe palier care avea uh, lifleturi, care le dădeau și spunea oamenilor ce se întâmplă. Și aveam uh, o fată afară cu bucătarul afară și mai eram eu. Și așa coordonam, practic, promoția. Și aveam... câte borcane de muștar ai vândut atunci? N-am vândut. Uh, au epuizat stocul în două săptămâni. Din, din, uh, din metru sau un cel gros? Nu mai știu seama, ciucă, cum era? Da. Că, de fapt, acum decretizăm, desecretizăm dosarele și ne dăm seama că foarte multe doamne și acum mai au muștar cumpărat de la din Artea, pentru că doar mergeau să-l vadă, știi? Pe principiu... M mă duc la cumpărături. Iar ai luat, dragă, muștar. Nu știu, un băiat simpatic. Am camara plină de cu 20 de, de ani. Nu eu de Adi de la... ID-urile de post ale ProTV-ului. ProTV, da. Mulți ani ai fost pe ID-urile de post ale da, Pro-ului, dar nu știu, Și cred nu că numai ProTV-ului, a CMI-ului, pro CMI pentru că am fost în ID-urile de... Da, 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 și Nova TV Croația și ProTV Bulgaria. Am fost în TV Idents, așa le ziceam. Da, eu am fost în Brașov, în paralel cu liceul și cu facultatea. Eu făceam și promoții. Am început la promoții la țigări, după care am făcut promoții la supele Da, am vrut să și supele de la Insta. Da, așa și după aceea am devenit team leader pe promoțiile astea și, practic, făceam echipe în Brașov. Aveam mai mulți oameni, mai multe echipe. o vindeai pe pârtie? Pe pârtie, băi, da. Așa a fost o perioadă. Acolo am învățat, practic, să mă dau placa de, de ce a fost? da. Claudiu Leon, te salut pe calea asta. El, practic, ne-a ajutat și aveam în fiecare, doi ani la rând, în fiecare sezon aveam fierbătoare, aveam corturi pe care le umflam la, la 8 jumate dimineața. Le umflam, puneam supele și lumea venea. Era 10 lei supa. Și ce ai fă făcut cu primii bani? Îți mai aduce aminte? Wow, mi-am luat niște Adidas. Mi-am luat niște adidași. Mi adidași. Ții minte? era pe atunci, era cu Rodman, nu, cu Denis Rodman da, și Michael de... Jordan. Normal, Chicago Bulls. Dar nu ce să ăștia, știi? Dar erau niște Adidas mișto pe care i-a adus un prieten de la facultate, un coleg, Luca Bogdan, și el îi vindea, că el era mai pe tot felul de chestii. Onest. Și am cumpărat. Și am purtat, cred că de patru ori, că mi-erau mici, doamne ce m dar, Dar am dat bă, Și un ceas. Țin minte că am luat un ceas de la Liviu, prietenul meu cel mai bun, pe atunci. Îmi vânduse un ceas pe care am dat vreo 300 de mii de lei. 30 de lei. Atunci și banii, da. așa erau banii? Și zicea, mama e foarte șmeche ceasul ăsta și s-a stricat. De Dar repete. vezi, mă, cum e soarta asta? Da. Dacă te duce acum pe la moluri, vezi un dita mai afișul de ăsta, meș, uriaș, cu din făcând reclamă la ceasuri. Da, și chiar. nu sunt reclamuri de ceasuri de la 30 lei ciucă. Da. De Lele, da, chiar. Mamă, vezi? Pentru prima dată mă gândesc la treaba asta. Deci eu, primele lucruri, ceasul ăla țin minte, deci țin minte și acum. Și acum ești, sclipești, cum era mă piesa? Sclipești, sclipești pe autobuz, da, da, autobuz, sclipești pe moluri cu reclamă la ceas. Cu ce rebel? Adenar, ce mai facem în a... Chiar. Nu am foarte mai... mișto băiatul. Da. S-a mutat din câte știu ultima dată în Spania cu toată familia. A făcut revoluția cu Kendama. Super băiat. Da, da, da. Super, da, da. super băiat. Tare. Da, și la muștar a fost uh, o perioadă foarte frumoasă. Aveam Dacia, porbagajul plin de muștar <laughs> și <laughs> sincer, paradoxul... Te opreau, poliția? Aia a fost la țigări. La țigări, a? da? Haideți când... că vă dau un cartuș, la când... mă și pe mine, mai da, da, trec pe vă da da, 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 așa e. Și când venea La și muștar, cu... nu? Și am făcut promoții și în București la, la țigări și la fel prin regie pe acolo, da. Dar tu fumai? Nu. Asta mi se pare foarte tare. Știi că am întâlnit două feluri de domnișoare care și acum fac promoții prin benzinării și le întreb, da, dumneavoastră fumați? Da. Atângă. No. Nu. Ok. Da. Da. Dar după ce am e am un, un care... job la urma urmei. Trebuie da. să faci să-ți da. vinzi da. chestia asta. Nu înseamnă că trebuie să fumezi da. tu, știi? Da, am fumat. După aceea am fumat destul de mult timp. Și Dar cum nu... ai fumat tu destul de mult timp? Că tu erai sportiv. Băi, Bă, mi-e poftă de sus ăsta. Vreau să Ia, ia, ia te rog. O să-ți iau și eu, da? Acum stau că vorbesc mult și Zii, nu vreau zic, să vorbesc Hai, La, m-am apucat de fumat pentru că era anturajul echipei de volei. Totdeauna, anturajul, să că Da. Și eram cu oamenii, cu echipa de volei... Ai wasabi acolo, mm. da. Hai să nu încercăm cu wasabi, wasabi nu, că, nu. că plângem. Da, no. ghimbirul, da, dar wasabi nu. Da. Uh, și scăpam, îți dai seama, scăpam cu, cu colegii de volei și care erau mai șmecher. știi că acolo e un... De da, tu erai șmecher Un val de ăsta testosteronic. Da, da, tu știi? erai șmecher întotdeauna pentru că ești în zodia leului și ăștia sunt așa Da, am ambitioși. fost, am fost destul de șmecher. Aveam interdicție la socializare. Cât, cât, timp eram plecat în... Nu, cantonamente nu, dar când mergeam cu campionate, cu etape, pe la Buzău, pe la Satu Mare, pe la... Pe unde naiba am mai fost? Blaj, am fost mult timp. Uh, aveam interdicție, nu aveam voie să vorbesc cu nimeni, mai ales fete. Îmi zicea antrenorul, băi, după ultimul meci, după... Treci în cameră. Nu, după ultimul meci ai voie să vorbesc cu cine vrei tu. Dar de ce mai ales cu fete n-aveai voie să vorbești? Nu știu de ce. Cred... jur... Oare de ce? Hai Ai să râzi, dar eu niciodată nu m-am considerat playboy sau... Fii sincer, ai avut un complex când erai și acum adolescent? Hai să zic că la când erai mic, ce complex aveai? Mic în Că am fost pălugă. Că e... Deci asta a fost cel mai mare Cât complex. Cât acum? 1,89. De asta zic, adică nu Desculț. e scurt. Dar nu și 20 ceva. Nu, nu, nu. ai adică nu, e bine nu. un bărbat înalt. În echipa de volei eram al patrulea sau al cincelea la deci anunțime. ți se zicea păluga. Erai În că... școală mi se zicea păluga. Că ești prea înalt. În școala generală, da. Apoi alt complex? Că asta uh, a trecut, presupun, că acum nu mai e complexul ăsta, acum îți place. am fost destul de pompălău până prin clasa 9-10. Eram așa foarte copil așa, știi? Mm -hmm. În clasa a a 10 -a, de fapt, când a venit uh, prima dragoste a vieții mele în clasă, uh, ea mi-a spus, băi, dar nu te dai și tu cu gel? Nu te... Mamă, instant, pac, m-am dus Erau borcanele Era, alea. Tough. Nu, nu exista, mă, taf. Erau niște nou name uri de-astea, da, niște geluri de-alea. Și cu gelul ăla <coughs> și ai folosit mult, nu? Da. Și-l și refoloseam, nostru... adică odată ce mă dădeam cu apă, se întărea la loc. Uite-mă adică... cum e viața asta. Colegul nostru, Vlad Manolache, de la Trupa Zero, a folosit la fel foarte mult timp gel. Dacă te uiți la o imagine cu Vlad Manolache, e chel acum. Da. Tu ai folosit gel la greu, păi și ai un păr așa de des. Vorbesc ăștia care sunt implantați, îți dai seama că nu. Băi, da, cred că e și de genă, să știi. Nici că n-are, uite. Să <lătă -s> <Ce lătă -s> dai cu gel. Wow, loc. Da. Din ăla la un leu. Din ăla să bine, Totuși, niște oameni și-au făcut în plan de părere, că putem să ducem vorba în altă parte. Și așa, deci așa am bineînțeles. E, eram destul de pămpălău. Chiar eram. Și acum ai zis pampălău. că ești acum complexe. Da, așa cum cred că sunt pămpălău. Nu cred. Ba da. Asta, asta fii atent. Eu te suspectez <laughs> acum că ai zis chestia asta. Uh, pentru că tu, Vrei să fii... Asta te suspectez eu. Știu, da. Bă, toate doamnele și domnișoare. Bă, drăguțul ăla, cum mai simt, mă, că-i pămpălu? Îmi vine să-l mănânc, să-l... Da, uite, mă, ce da, băiat. Nu e cu... Nu? Nu e. cum crezi tu că ești Ești Vlad. Da. Corect. Ești Vlad, ești actor. Corect. Încă mă chinui să mă înțeleg la treaba asta. Jur pe bune, da. Sunt oameni care te strigă pe stradă, Vlad? Toți. Toți oamenii. Mă strigă Vlad. Am fost și la cabinetul de. cu brioș săracu și a venit după mine Vlad, domnul Vlad! Da, Mă duc. Adică nu mai e, practic. Face parte din ADN-ul tău. Mai ales că se filmează al treilea sezon de Vlad, ceea ce mi se pare fabulos. Al patrulea sezon din Vlad. Ultimul, pentru că lumea aștepta chestia asta. Iar Vlad s-a dus și în Bulgaria. Da. Ai fani în Bulgaria? Oh, Doamne! Îți scriu pe Instagram, bulgarăicele? Da. Da, și pe Instagram au descoperit și mail-ul. Ce-ți scriu în nebunie? Ce-ți scriu în bulgară? Că te iubesc, sunt multe. Te iubesc. Mult, multe te iubesc, <laughs> Multe inimioare. Prima dată când da. ai văzut scris în bulgară, ai dat cu Google Translate să vezi ce înseamnă? Nu. Sau îți scrie în engleză? Nu în engleză, în mm -hmm. engleză. Dar a fost, pentru că Vlad s-a difuzat două sezoane în Bulgaria, unul după altul, și da. se dădea de trei ori pe săptămână, a prins big time. Normal. Da. Și... Practic, am fost contactat și de agenți din Bulgaria să încep să lucrezi. N-am -am timp, dar a buit și în Bulgaria. Și în Corea de Sud a fost vândut, nu știu acum dacă s-a difuzat sau nu, că încă nu mi-a scris nimeni coreean. Ok, da. aștept mesajele. Da, exact. uh, sau dacă cineva din Corea urmărește podcasturile noastre, să ne lase un comentariu. Exact. Da, corect. Colegi. Sau cineva din Bulgaria să ne spună. Și, și practic, noi am așteptat mult timp, Vlad. Să da, filmăm. e sezonul știut. 4, adică s-a terminat 3 4 uh, care practic este și sezonul care încheie toată această da. nebunie. Da, e finalul. Dar că... ați început filmările. Da, le-am început de vreo 3 săptămâni, 2 săptămâni. Îți era dor? Da. După pandemie. Tuturor ne-a fost dor. Băi, știi cum e lumea pe platou? Este atât de... Păi, ca la carte, nu știu cum să-ți explic. E pe principiu ca și cum parcă toți uh, lucrează la primul lor proiect și sunt uh, atât de doriși, da, exact nu? așa e. După exact un an și jumate de pauză, e da, ca și cum, da. e pentru prima dată când faci chestia da. asta. Pentru că am fost în dubii foarte mult timp. În, în, în prima fază trebuia să se facă uh, un episod, tocmai pentru public, un special se numea, care să practic să închidă povestea. Că povestea în sezonul 3 se termină în coadă de pește, cum Vlad este prins uh -huh. știi, și băgat în dubă. Și voiau să facem un special ca să închidem povestea. Însă, producătorii s-au luptat foarte mult și practic am reușit. Pentru că na, ficțiune scumpă, e o ficțiune scumpă și lumea e, știe asta. În, uh, serial da. care costă foarte mult. Exact. Și într-o piață în care a lucrurile... fost o și de pandemie și se întâmplă lucrurile astea, nu e ușor să-ți proiectele de genul Exact. Și am reușit să facem buget pentru un sezon de 13 episoade. Sezonul 4, sezonul final. Foarte frumos. Felicitări. Da. Și povestea este mișto-rău. Adică na, noi nu avem voie să citim episoadele toate. Ni s-au dat primele cinci, le-am citit, filmăm din ele, mâine seară filmez din șase, dar am o singură secvență. Adică și pentru voi o surpriză. Da, pentru că s-a vrut să fie așa, pentru că se, întâmplă atât de multe lucruri, încât tu ca și actor, în momentul în care te duci să joci ceva, poți fi influențat de ceea ce știi că o să ți se întâmple. Știi? Adică, dacă știi Interesantă voi... strategia. Da, da, mișto. Uh, și cred că e prima dată că nu crezi după genul ăsta de strategie și nu știi până la final ce se întâmplă cu personajul exact, exact. tău. Exact, foarte mișto mi se E pare. foarte mișto. Angel e șmecher, știi, e foarte Angel mișto. Damian este, da, Angel Damian, da, este da. scenaristul. Da, și este creative producer acum. Foarte practic, tare, da, foarte da. talentat. Este foarte și foarte muncitor. Da, e bine. Doamne ajută să fie bine cu totul până la final Doamne ajută să aveți succes. Da. e Dar ajungem la o poveste unde... Înainte de a o începe, pentru că o să fie o poveste fabuloasă. Să asta. mai bem un pic? <laughs> mai bem un pic și o să facem un felul următor. Știu că vrei o cafea mai. Vrei cafea? Ne-ai întrebat la început, înainte de a filma și am uitat. Depinde cât stă. Dacă stă mult, mai beau o cafea. nu? Mă da? Eu beau și seara. De, ok, perfect. Atunci, uh, ce vrei? Măi, eu de obicei beau espresso scurt. Okay, cu puțin face. lapte, fără zahăr, fără nimic. Ăla-l facem. Uite aici, din aplicație dăm comanda. Nu cred. Da? Pe bune, cum crezi? Nu, nu, aplicația nu de, a, e acolo. pe telefon, nu? Păi să-mi dai și mie aplicația asta. Te rog. <laughs> l-am impresionat și noi cu ceva, nu? L-am impresionat și noi cu ceva. Băi, este the internet of things. Da, mă, totul e pe internet. Adică noi facem cafeaua de... Știi cum e? Poți să faci cafeaua asta de la muncă și da. când vii aici la podcast o ai gata făcută să te aștepte. Adică poți să comanzi de oriunde, nu trebuie să fii lângă aparat. Ieri am băgat hainele la spălat astea de sport ale mele și am uitat să dau drumul și am luat telefonul Alinii al și am dat drumul la mașina de spălat din telefon. De asta zic, adică, mi se pare genial. Da. Așadar, uite, vine Espresso de la espressorul nostru de longhi. Îl iau eu? Sau? Te rog, te rog. Urc mai mâna lungă, ai făcut handball, nu e nicio problemă. Handball, ah, Ce ah, drăguț. Și-ai no. vrut. Shot. Da. Da. Frumos. Foarte bine. Și pentru că tot ai zis uh, de aplicații, noi pentru că filmăm toată ziua emisiunea, apoi filmăm la podcasturi, uh, ne comandăm de pe Bringo, via Carrefour, tot ce avem nevoie acasă. Dacă vrei să comanzi ceva acum, ai detergent? mai am, am tată... puțin. Ai detergent. Știi ce voiam? Suport de televizor, Gata, da rezolvăm. Okay. ca... Ce diagonală? Uh, 55. Perfect, ah, e ok. Perfect. Am Noi luăm uh, prin brindul via mai multe variante, ca... ai simbol. aplicația? Fii descarcă putea să o am, da. Bringo, descarci aplicația, orice treabă ai tu, în 90 de minute oamenii ăștia ți-aduc cumpărăturile, nu mai pierzi timpul la cumpărături. Mi se pare fabul. Mă gândeam, mi se pare genial asta, știi? Pe la un moment dat am impresia că eu am vrut să inventez treaba asta cu a. câțiva ani, când ziceam, bă, dar de ce să mai pierd timpul să mă duc până la magazin, să mai caut printre rafturi și să mă întorc. De ce nu există ceva să se întâmple chestia asta? Mă, gândeam, mă rog, eu mă gândeam că o să existe un robot pe care o să-l am eu acasă și o să-l trimit. Băi, uh, mie mi se pare Serio, foarte. mă gândeam la un robot de la. Văzut eu pe net la unii la Boston Dynamic, să-i niște roboței, dar mă gândeam că un cățel de la. Am văzut. Ai văzut? Am văzut? Da. Eu mă gândeam cam de la și zic, hei! Carrefour, du-te și. Hei, Bringo! Bringo să-l da, exact, Hei, Bringo! Da, exact. Dai da, exact. da, da. Da. Da foarte tare. Chestia asta pentru că în 90 de minute da. îți vine totul. Ce și mi spunea... se pare foarte fain este că dă, dă oportunitate unor puști care pot să înceapă da, să, și... să facă, să câștige niște bani. Și acum știi cum e. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu suntem ipocriți. Bringo, oamenii ăștia sunt partenerii noștri ca să putem merge cu aceste podcasturi mai departe. Pentru că îți trebuie bani pentru studio, pentru mine, pentru camere, pentru microfoane, exact. pentru multe. Dar mi se pare că îți oferă posibilitatea să ai timp pentru tine și să ai timp pentru pasiunile tale. Pentru că poate dacă te duci la cumpărături, stai într-un magazin, nu știu, o oră, mai pierzi o oră pe drum, dar alea două ore poți să te duci să alergi în parc sau poți să faci ceva și ai cumpărăturile la ușă. Da. Sau, da, nu știu, uite, dai drumul la mașina de spălat din telefon. Te ajută chestia asta. Te ajută. de ce aplicație ai tu cu mașina de spălat? Păi e aia. Vă bine, e. Facem schimb de aplicații, deci bagați bringo și eu zic să pun ce pun. Mai Electrolux, wow. nu eu, soția are. Sunt. Uh... Păi trebuie să schimbi mașina de spălat. Păi eu, ce să-ți facă? Tu ai zis. Dar e mișto, am, am, am și uh, mașina de spălat și purificatorul și mai are ceva Alina conectat. Aia de uscat rufe. Deci totul. Da. Ba nu, aia de spălat vase, aia de uscat rufe nu e conectat. Deci totul. Da. Foarte frumos, dar te ajută tehnologia. Da. Iar eu spuneam, oameni buni, facem un fel următor. Stai <coughs> un pic să-mi iau <coughs> asta. De sushi. Băi, da. Te las să mănânci un sushi. O să mănânc, nu. No. Pentru că vreau să ajungem la un subiect care mie mi se pare fascinant. Și este, ah. este un subiect care se leagă oarecum de viața ta. Și e un subiect pe care nu știu dacă l-ai mai discutat vreodată până acum. Dacă e... La e. ce cred eu, nu. Nu știe, a, nimeni din practic ochiul public a, nu știe povestea asta mea, ceea ce ar putea fi destul de interesant și pentru mine. Faptul că o spun. E, e tare, da. E interesant, pentru că dacă stai să te gândești, oamenii se uită la televizor, îl văd pe Vlad, Da. pe omul ăla puternic, dar oamenii nu știu că omul ăla puternic putea să nu fie personajul din Vlad, putea să nu mai joace, să nu mai existe. Putea păi, să nu fie punct. Putea să nu fie. Da. Adică a fost o clipă da. când într-o dimineața te-ai trezit și te-ai gândit că s-ar putea să fie, fie ultima zi din viața ta. Da, exact. Vezi, acum când mă gândesc, e greu, știi, să povestesc de treaba ta. Când am povestit și ți-am zis de treaba asta, așa mai devreme, nu aveam probleme. Dar acum e, e greu. Da, așa e. Pentru că viața câteodată bate orice scenariu de film. Da, chiar da. Păi, scenariile din astea se inspiră. Din realitate. da. Iar la tine de. a fost omul ăla sănătos care a făcut sport, care a avut o viață organizată, care... Nu știu, Băi, da, se întâmplă. Trăia la, în aer de munte la Brașov? Um, păi, totul a început, spunem despre ce sau o să descopere oamenii așa pe parcurs. Tot a început când acum patru ani. Patru ani când, practic, aveam... Urechea stângă înfundată. Efectiv, da. Urechea stângă era înfundată și nu știam de ce. Și luam, făceam de-astea aerosol cu dexametazonă, <gântu -mă> pentru că desumfla, practic, mm -hmm. și se face lucrul ăsta. Și o, o, oreliștii toți au zis, bă, ai urechea înfundată pentru că ai deviație de sept. Și având deviație de sept pe partea stângă, se înghesuie toate lucrurile trompa lui Eustachio se închide, ciocănelul și toate na, lucrurile pe acolo se închid pentru că se exer exercită o presiune. Hai să-ți fac o operație de deviație de sept, să punem totul normal și o să vezi că nu o să mai ai probleme. De asta la 2 ani după ce ai simțit că ușor, ușor simți că urechea stângă Bă, mi s-a înfundat, da, de la presiune. A, hai să suflu, hai să... Da, da, și se desumfla. Uh -huh. Și din ce în ce mai înfundat era. Adică lucrurile astea au fost într-o progresie, așa. Mi se înfunda tot timpul invariabil când mergeam... Cam astea erau simptomele. Când mergeam la, la predeal sau undeva sus cu placa să mă dau, mi se înfundau și Nu al... mai vorbesc când mergeam cu, cu telescaunul sau telecabina. Și atunci asociai cu faptul că ai ajuns la altitudine exact. și că e ceva normal. Da ceea ce e normal, adică nu vă gândiți că asta era simptom definitoriu. După care era din ce în ce mai înfundată. Cum răceam un pic, cum se întâmpla, se înfunda orechea și stăteam mult timp cu ea înfundată. Mai făceam niște aerosoli, se desumfla și era ok două, trei zile, până când iară. Ba, mergeam cu mașina, treceam prin predeal, veneam la București. Și am fost la vreo 3 sau 4 ori și toți au zis același lucru. Și am, am dus la un bun din București și a zis, ok, e deviație de sept din câte arată. Hai să, să operăm. Zic, bine, hai. Și urma să mă programez să fac deviația de sept. Și, practic, maica mea când i-am spus de treaba asta că am urechea fundat, a, și mai erau niște simptome pe care nu le-am băgat de seamă. Când mergeam și stăteam la dentist cu gura căscată foarte mult timp, să-mi repare carii și așa mai departe, când închideam gura, mă furnica foarte tare pe aici, pe dedesubt înăuntru, că nu puteam să mă Pe partea stângă. Da, pe partea stângă. În interior. În interior și nu înțelegeam. Că bă, mi-a amorțit. Genul ăla da, când, exact, când stai da. sub picior, furnicile. Exact, da. Mi-a amorțit, no, asta e, știi? Uh, dar uh, după aceea le-am asociat toate astea. Până atunci nu mi-am dat seama. Și mai mi-am zis, băi, du-te, fă un remene. Suntem la Brașov, nu e mare lucru să te duci să-ți faci un remene. Și m-am dus și mi-am avut un remene. Am făcut remene vineri. Bă, nu, sâmbătă, sâmbătă dimineața l-am făcut. m-am dus sâmbătă seara la botez, am venit la botez la București cu Alina și cu Mara și duminică dimineața mă trezesc cu mail de la maică-mea. Maică-mea fiind cu Horațiu, cumnatul meu, care cum nato meu este în domeniul medical și avea acces la toată baza de date, pentru că el este it și, practic, susține baza de date unui mare. Pe unei Centru rețele, medical, nu? Centru medical, Hiperdia. Uh -huh. Așa, deține acum, Ana, lucrurile s-au mai schimbat. Um, și mai că mi-am trimit e-mail și îl citesc duminică dimineața, în care mi-a explicat că ADI, uh, au descoperit o formațiune care intră craniană, nu trebuie să-ți faci mari probleme. Am discutat deja cu Horațiu și cu neurologul din Brașov, avem niște căi de abordare, dar tu să stai liniștit, concentrează-te să, să, stai liniștit acolo, că încet, încet o să o dibuim și o să o rezolvăm. Mie nu -mi venea să cred, efectiv nu venea să cred. De ce nu m-a sunat? De un mail. Un mail ea care, care, de obicei nu se dădea mail. Nu, ea care nu, se, nu prea era cu tehnică, foarte tehnică așa. Știi? Acum mai înțeles de ce ți-a dat mail atunci? Uh, da, că probabil a vrut să evite un, uh, na, un uh, o conversație destul de dificilă în care, știindu-mă pe mine, poate nu reacționam, știi, în vreun fel corect sau na. Așa, după ce am citit mail-ul, am stat, l-am rumegat uh, și am zis, bă, hai să vedem despre ce e vorba. Practic, în mail ăla Practic, am că ai o tumoare. Am o tumoare, da, în cap. Băgat în spatele ochiului, undeva aici. Știi? Și am zis, bă, e nasol. ce de făcut? Hai să vedem, să mergem pe ce căi putem. Da, și am început să sun și să merg la neurologi, la neurochirurgi, am consultat vreo patru și în București și Practic, a început așa, o, un întreg periplu în care să-mi dau seama ce am de făcut, despre ce este vorba. Într-adevăr, tumoarea era mare, era aproape 3 cm pe 4, deci lungime 4 și lățime 3. -a -uri -a, da, uriașă! Da, grosime vreo 2, 1 și ceva 2, cam așa. Am dimensiunile. Mare, foarte mare. Și este, se numește Jvanom de Trigemen, este o tumoare care crește de obicei pe uh, teaca nervilor. Este ca o aluniță. Efectiv o aluniță. Dar pe interior. Dar pe interior și pe teaca nervilor. Cum îți crește pe piele, poate să crească... Și sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori, care cresc și se opresc la un moment dat și poți să trăiești cu ei cu el toată viața. Adică nu ți influențează. Nici, nici, nici nu afli că ai avut. Sunt unele care cresc și nu se opresc din creștere. Pentru că prind câte o vas capilar și încep să se hrănească și efectiv crește. Asta s-a întâmplat la tine? Asta s-a întâmplat la mine și a fost o creștere care a fost foarte lentă. Pentru că dacă era o creștere bruscă, eu cădeam pe stradă și nu știam de ce. Dar totuși creștea și uh, doctorii mi-au spus, bă, era o chestiune de câteva luni, de 6, 7, opt luni de zile până să ți se întâmple ceva neurologic, să cazi efectiv pe stradă, pentru că era, era apropiat de o zonă nobilă, se numește, de, nu știu cum, hipotalanus, cumva e pe centru acolo. Și au zis că dacă mai creștea, exercita oricum presiune. Ea a intrat 3 cm jumate în cutia craniană și deci mi-a vei... emisfera stângă o împingea să. sus. Să da. vei tumoarea asta de... 3 cm, pe 4 cm, da, ceea ce e mult, nu? E mult, mare. Da, 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 în spatele ochiului stâng? În spatele ochiului stâng, care era. Și practic, Se ducea spre creier? Da, se ducea în sus și în spate. Dacă te întreb ceva tâmpit, da. drept, te uite în oglindă, nu ai senza nici nu. Vede. Nu, pentru că dezvoltarea a fost atât de lentă, în, ei au estimat undeva la 7-10 ani. Cam asta a fost ritmul, știi? dar în momentul în care a început să se înfunde urechea, în momentul în care simțeam furnicăturile, lucrurile erau destul de și fără de grave. Dumnezeu, grave. În șase luni, dacă nu te duceai și nu găsești oamenii ăștia și de fapt nu găseai îngerul tău păzitor, care e mama ta, da, pentru exact, că ea ți-a zis da. du-te și făți un remene, Cădeai era... pe stradă. Da, și nimeni nu știa de ce cad pe stradă. Și puteai să mori. Ea, da. Și dacă intram în operație la, la deviație de sept, pentru că el nu era în cum să zic eu, în viscere, să se vadă. El e în spate, cumva. Și ei, practic, mă operau de deviații de sept, atingeau și făceam hemoragie. Și oamenii nu-și dădeau seama de unde e hemoragia și trebuia să mă deschidă. Și dacă mă deschidau, erau un pa. Pentru că riscurile operației erau 50-50 uh, la orbit, la uh, semiparalizie și uh, semianestezie pe partea asta. Deci astea erau trei majore riscuri celelalte, că era zonă nobilă, risc de, doamne ferește, multe alte lucruri, pentru că e na, neuro, erau mai mici, dar astea erau cele mai mari riscuri. Și na, n-aveai ce să faci, știi? adică lucrurile trebuiau gestionate într-un fel. Și aflând, practic, că am tumoare și că nu am de ales, că trebuie scoasă, am început să caut și să, na, să merg la tot, tot felul de, de Mara specialiști. Marea de doi ani atunci. Da, Mara s-a născut în decembrie 2014, na, 2017, pe na, 2015, da, 2017, da, 2 ani. Nu, deci e... De că era imaginea care te, te sfâșia. Da. Faptul că te uitai și îți copilul de 2 ani și te gândeai, ferească Dumnezeu, s-ar putea da. să rămână singur copilul ăsta. E, e, știi? Am povestit un pic despre treaba asta înainte de podcast și mi s-a făcut de găină. Da. Îmi dau seama sau încerc să-mi dau seama ce, ce simțeai atunci, știi? Și oamenii poate se uită la televizor și te văd un tip, fiu, cât de da. puternic e în artea, bă, frumos, reclame, bani, faimă, are tot ce-i trebuie. Iar omul ăsta era la un pas să moară. Păi da. Da, a fost greu. Încă după cum se vede, gestionez greu treaba. Pentru că e normal. Da, e, e normal. Dar cum Mara a fost cel mai greu în momentele alea. Pentru că nu. Pentru că nici nu... Să ne revenim așa un pic, a, repede. Știi, știi, cum e, da. Ăștia fac parte din viață. Da, da, chiar fac. Fac parte din viață, <coughs> pentru că uite cum e viața. În câteva zile e botezul Petrei. Bă, e fain în viața. E așa. Da, e. E cu de toate. Și ți-ai zis seama da. că trebuie să tu să cauți să te operezi, că dacă nu... Băi, da. Um, deci, practic, am ajuns la vreo patru neurochirurgi care toți au spus clar că trebuie intervenție medicală pe două căi. Una intracraniană, ca să scoată din zona craniului și una uh, transnazală să scoată zona viscerului, știi. Și în România nu poți să faci lucrul ăsta, adică nu puteai să faci. Nu știu acum cum e tehnologia, dar bănesc că în 3-4 ani nu a evoluat atât de mult. Sau este foarte complicat, pentru că mie îmi trebuia o echipă de patru uh, specialiști, adică trebuia neurochirurg, um, de-asta um, orelist, um, bucom BM, bucom maxilofacial, așa, și nu mai știu, tot un neurochirurg specializat pe baza craniului. Deci erau practic patru uh, ramuri diferite care trebuiau să facă o echipă să opereze genul ăsta de tumoare. Pentru că era în două emisfere, adică nu era nici intracranian, nici uh, uh, în viscer, știi aici? Visceral, intravisceral. Și să aduni o echipă de patru medici din arii diferite este foarte greu în România. Pentru că, na, sistemul e de așa natură. Sistemul a crescut să fie destul de individualiști, adică și, și, un, un, să zic, un diagnostic consultat cu mai mulți medici este contestat pentru că el a zis așa și el a zis altceva, știi? Pe când afară, lucrurile și generația asta nouă de medici, asta fac. Aduc totul la comun, toți cu părerea lor, să iasă cei mai bine. Da, ai acceptat din primă că ai uh, tumoarea asta? sau ai vrut să mai verifici? Băi nu știu. Nu-mi dau seama dacă am acceptat sau nu. De verificat nu aveam ce să verific, era negru pe alb. Ce nu știu, să să... da, era ce era nu și eu, de fapt. Da, era era, era remeneu, da. Dar uh, am ajuns la medici și toți au spus că nu. Uh, e e operabilă în România, dar e cu efecte mari și e pe lângă asta e riscul de e infectare cu nozocomiale și cu tot felul de bacterii intraspitalicești, lucru de care erau foarte mulți doctori conștienți, dar nu puteau și nu aveau ce să fac. Și au zis, dacă vrei să fie totul bine, mi-aduc aminte, țin minte, primul medic, practic, specialist pe imagistică, care a văzut asta, s-a uitat la mine și m-a întrebat, tu te-am văzut pe la televizor? Zic, da. <laughs> Ce ar fi ok dacă uh, Anca o okay, cheamă, dacă ai începe să te reorientezi. Da. Așa a fost. Și zic, să te reorientezi spre ce? Spre o muncă sau un job în care nu prea ai de-a face cu oamenii, pentru că după intervenție risc foarte mare să rămâi desfigurat. Eu, care făcea neclame. Știi? că care în filme. Da. Și am zis, ok, uh, bă, îmi place, îmi place ai, îmi place. Now, să mă concentrez pe asta, de deci, jur, exact așa am fost. Mi-a dat așa uh, adică, puțin o perversă, dar. Viața vine uh, și spune, de putea da. să te și altul. Da, exact. Și am zis, ok, bun, hai să vedem despre ce e vorba. Bun, și am ajuns până la medici, medici buni, consacrați, care s-au uitat la mine și-au zis. Da, am putea, găsim o cale dacă vrei să o facem aici, dar mai bine o faci afară. Și m-au întrebat, pentru că afară sunt puține clinici care lucrează cu statul român, banii, și zic, nu. Dar am prieteni și zice, bun, activează-i, că s-ar putea să ai nevoie. Și mi-a dat niște directive. Între timp, am ajuns la un, un neurolog. Am ajuns la o clinică de second opinion, care practic îmi să feră... zic, adică practic un om care să pentru că să la spună stat... alternativa, că <coughs> exact. clar boala era clară, cum ai zis tu, era da. la negru pe alb. Era negru pe alb, se știa, eu era o tumoare destul de bine definită, nu știam încă dacă e benignă sau malignă, dar semnele erau că era benignă, dar era în creștere, adică natura tumorii era în evoluție. Și la stat era destul de simplu trebuia să caut alternative private. Pentru că la stat era simplu, te duci, te operezi, neurochirurgie, simplu, riscurile erau însă mult prea mari. Și am căutat o clinică de în opinion, unde l-am descoperit pe Dan Mitrea, neurologul neurologu meu, care... El este în România? Da, da, da. E în București, are clinică uh, cu încă... Dan Mitrea? Dan Mitrea, da. Super. Îl găsiți. Neuroaxis, e... 35 de ani. Special, da. Și asta El a făcut liceu sportiv. Că asta mi s-a părut că se închid cercurile. El a făcut liceu sportiv. El e fiu de doctor mare, Mitrea, în Brașov. Și eu nu am auzit de el decât în momentul în care nașii marei au vorbit cu un prieten de-al lor, care are un lanț, care a fost proprietar unui lanț mare de, de clinici medicale în România, care nu se mai ocupă de asta, dar a zis, uite, sună-l pe băiatul ăsta, că el o să te ajute cu siguranță că e super bun. Băiatul ăsta era Dan Mitrea. Și mi-a dat numărul lui și l-am sunat. Și el mi-a zis, bă, vină la mine, poi mine, să vedem despre ce e vorba. Vină cu remeneu. Și m-am dus cu un remeneu. Și s-a uitat și el a fost primul care a spus, bă, este Jvanom. Jvanom de trigemen. Jvanomele astea nu sunt foarte rele, dar dacă sunt dacă stagnează, da? Dacă nu stagnează și nu riști să stai să afli dacă stagnează sau nu. Mai ales că al da. la 3 cm. 4 Deci trebuie operat. Da. Așa la zice. La tine nu mai era stai. Nu la mai era. Tine. Era La da. da. mine trebuia, bine, nu era o chestie urgentă de pe altă, alta, dar era o chestie de săptămâni în care trebuia să interveni. Hai o lună, da. Ok. Nu era da. urgent, dar mai ai 30 de zile să găsim da. o soluție. Exact. Că... Da, da, da. 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 Okay. Mi-am dat râul ceas și am început treaba. Exact asta e imaginea, jur. Da, da. 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 Deci asta este Așa a fost, da. Cronometru, da. Din în care tic, tic, încep să-ți se scurgă orele, minutele, zilele, da, da, da. până trebuie să faci operația asta. Da. Și el mi-a zis, bă, ai mai multe variante pe care le aflasem și de la alți medici. Puteam să merg la Hanovra, la AKH, în Viena, în Paris, la bă, ăsta Charité, puteam să merg, nu mai știu, sau la Berlin, Charité. nu mai știu, unde. Berlin. Nu, la, în Paris. Uh, era altă clinică, nu mai știu cum se numește. Concluzia? Și la Lyon, la bă, neurochirurgie, spitalul de, ne și bă, Dan Mitre a zis, bă, el e o gașcă cu mai mulți medici tineri. Cu Horatiu Ioani, cu um, Andrei Brânzeu, cu... Um, um, stai, în, asta e un pic. Gașca mai mulți. Asta, gașca asta de tineri e la Lyon, nu, unii la Lyon, unii sunt România, și toți vor să se întoarcă în România și să facă medicină. Deci, oamenii ăștia care fac chestiile astea fabuloase da. sunt medici români da, care operează sunt... în străinătate sunt... și, -și... și și ar dori să se întoarcă în sistemul da. medical din România, să facă ceva, să schimbe. Andrei Brânzeu mă suna și îmi zicea, băi, dă-mi știi pe Codin. Zic, da, știu, bă, asta face spital, dă-mi pe cineva sau pe cei de la România te iubesc. Am vorbit cu Rareș Năstase, că ei au spitale din bani privați, spitale private, știi? Adică, da. și am dat pe cineva care a făcut un spital, care s-a ocupat, pentru că Andrei vrea să vină în România și să construiască la Timișoara, pentru că el e din Timișoara, să facă un spital acolo. Și Dan Mitre are clinica lui, cu colegul lui, Bogdan, au clinică de neuro și neuro, de imagistică, de diagnostic neuro, în care, practic, omul vine și stă cu tine de vorbă și are planificări până la anul, înțelegi? Și oamenii sunt, că, că e o poveste foarte faină cu ei, adică după ce am trecut de prima operație, că am avut două, <l> așa, deci după ce am trecut de prima operație, am zis, bă, hai să mă duc să mă revanșez. Eu, fiind obișnuit pe ritu vechi, știi? Și m-am dus, le-am luat două sticle de vin mai scum ca asta, <l> așa, și le-am băgat și lângă vin am băgat un pliculeț. Și m-am dus, le-am dat vinul, mamă, da, mi e mișto, ești bine, nu știu ce, trebuie să, uh, să bem vinul. Da, bem vinul. Uh, le las sticla, la 20 de minute mă urc în mașină și îmi scrie, da, de pe bă, să vii să-ți că noi nu acceptăm așa ceva. Zic, bă, dar nu, 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 nu pot, nu, te rog, vino să iei și te rog să nu mai faci asta pentru că jignești și în Franța să nu încerci în viața ta să faci așa ceva. Și acum revenind la, la poveste, tot el mi-a zis că în Franța, la Lyon, este un profesor, Joano, Pierre Joano, care este specializat pe tumori la bază de craniu și el a mai operat genul ăsta de tumori și ar putea să se intervină. Tot ce trebuie să faci tu este să ajungi la el. Dar te ajut să facem dosarul, pentru că ei se ocupau la clinica asta lor, se ocupau și de dosar. În știi? timpul ăsta, noi ne imaginăm cronometrul ăla, Tică cum aia. se scurg da, orele da, și da, zilele, da, știi? Da, 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 da. Și tu ai început să alegi ca să faci dosarul pentru Spitalul de Stat din Franța, din Lyon. Da, pentru că uh, trebuia să pleci din România, să te duci cu formularul, uh, nu mai știu, cum, S2, mi se pare, sau okay. S, S2. Da, E112, Să da. ai actele în regulă ca spitalul din Franța să te opereze și nota de plată să ți-o pună pe Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România. Adică, practic, tu ai contribuit la stat, dar dacă este o, 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 o afecțiune excepțională care nu se poate rezolva în timp util, și la mine asta era problema, Că nu se putea încropi o echipă da. de medici ca să mă rezolve în timp s A acceptat, acceptată practic acceptat operația ta să fie în De contul în străinătate. Asta, asta e unul din principii pentru care. Dar pentru asta trebuie medicul curant trimitere către uh, șeful de secție, șeful de secție de la spital, către directorul spitalului, toate hârtii semnate cu diagnosticul. A, asta te-a ținut, cred că în. Uh... Da în, cum să zic, în adrenalina aia să nu te gândești, exact. că, băi, ce fac? Deci drumul peste drumul Cerdezi la spitale, peste spitale, Colentina Municipal, la, la Bagdazar, la și la casă, toate, cu, toate legate cu Casa Națională de Asigură de Sănătate, care îi asta. deci tot știi, bucurești. Știi, uh, da. discuția asta cred că e interesantă și pentru cei care urmăresc podcastul nostru, din mai multe puncte de vedere. Odată, pe principiu, nu contează că ești cunoscut, <coughs> nu contează nu. absolut deloc tot alegi după hârtiile da. astea, tot birocrația asta Eu te pune pe atunci pe nu drumuri. eram atât de cunoscut, adică nu mă da, știam. Nu erai neca nimeni. Nu eram neca nimeni. Ziceau, bă, te știu de undeva, dar nu știu. Și zic, bă, n-am crescut în Rahova. Unii mă întrebau, bă, ai crescut în Rahova? Sau, bă, ești Hai, de din Sibiu? în Fetele Marinarului la Antena 1, fusese în la, da. Bloc, fusesei în, da, și reclame, în mult. fast food. Adică lumea de undeva te știa. Da, 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 corect, Știi? da. Ok, și te-ai dus în Franța să te operezi, dar în între timp tu ai dat casting pentru Vlad înainte da. ca să afli că ai diagnosticul ăsta? Da, da, da. Și ce ți-au zis? Păi nu, fii atent cum a fost. Eu știam de problema mea, stabilisem data cu doctorii de operație, trebuia să plec în Lyon să mă operez. Și înainte m-au sunat de la pro și mi-au zis Sebi, zice da. băi, ce faci? Zic ce să fac? Uite, na, aici, nu mai știu ce făceam. Ai, vin în secunda asta, vii. Ai, eram cum în am parc. Uh, vi la Pro. Zic, păi de ce? vin uh, vin un coace. Eu pe Sebastian, pe Sebil da. știam din gașca lui Teo. Da, da, da. Sebil Tomulescu. Exact, Tomulescu. Și m-am dus acolo. Și m-a băgat la casting pentru Fort Boyard. Uh -huh. A fost emisiunea la Pro TV, da. clasica emisiune Fort Boyard, care s-a făcut și un sezon la Pro TV. Mai aveau nevoie de oameni, concurenți și a zis, hai. Și l-am sunat pe Dan Mitre și zic, băi, eu mă duc la For Ce, ce probe acolo? Păi sunt astea, astea, astea. Du-te liniștit. Tu să nu faci bungee jumping și să nu te scufunzi la altitudine, la adâncime stai, stai, mare, stai, stai, să fie presiune. Și să nu te bați. Deci mi dă cu virgule. Da. da. Tu afli că ai o tumoare da. care se duce spre creier. Da. Care e acolo, de fapt? Care e acolo? Da. Și tu te duci și la forbo Boyard să faci probe și încă. Păi ce puteam? Să stau acasă, să plâng, cam tu moare? Nu, trebuia să-mi duc viața într-un mod normal. Ca asta s-a întâmplat. Mi se pare genial asta, adică mi se pare că trebuie să fii mega puternic. Băi. Probabil, nu știu. Ce mega să puternic, am, pentru că... că sunt oameni că care. care motor care a trecut pe afară. Da, sunt oameni da. care <coughs> uh, cad. Bă, te gândești, bă, nu mai am o lună mei. și dacă nu mă operez... Bă, și unde te operezi? Că operația cum e? Bă, eu am și căzut. Efectiv, am căzut. Aveam momente care stăteam și plângeam. Efectiv. Că nu știam ce să fac. Dar, că ziceam, birocrația asta din România pe mine m-a ajutat. Eu nu o condamn față de alții. Te, pentru că mie mi-a oferit... Motiv. Băi, da, mi-a dat o misiune. Deci eu am de făcut asta, asta, asta. Eram, știi cum? Am uh, nouțurile toate. Trebuie să fac asta, asta, asta. Am bifat acolo, nu. Trebuie să mă duc dincolo. Ca să mă duc la ea, trebuie să mă duc în partea aia, la altă. Deci a fost o chestie care, practic, mie mi-a asigurat um, un cel. Înțelegi? Un cel care s-a, cum să zic eu, s-a concretizat. Nu s-a concretizat. S-a spulberat, cred. abia la a doua operație, în momentul în care mi-au băgat uh, acum să mă anestezieze. Până atunci am fost good. Forbo Yard, ști că asta e. Ți se spune că joci în Vlad? Uh, nu, nu, ai după, deci fii atent. Am fost la Forboiard. M-am dus, a fost foarte mișto, o echipă cu rădulească. a fost genială cu uh, Răduleasca, da, am fost în cu Sandra Izbașa. Okay. și tu erai la Fort <coughs> și râdeai, oamenii ăia nu știau ce ai și te comportai normal? Adică, în da, capul tău nu era cineva, da. nu era un pitic că, pe creier care venea și spunea, hei, tic-tac, tic-tac. Ba da, dar l-am, uh, l-am ignorat. L am ignorat. am ignorat mi și m-am dus. Mi se pare o lecție foarte tare. Pentru știi? că nu te-ai lăsat bătut. Bă, știi, știi ce? care a fost faza? M-am dus pentru că pentru emisiuni de genul ăsta te duci și îți faci toate analizele. Și mi-am făcut toate analizele. Și toate analizele erau bune. Adică eu, clinic, stăteam foarte bine, în afară de o chestie care era în capul meu. Înțelegi? Care creștea. Într-un Faptul că era ritm lent nu m-a speriat. Și nu l-a figurat, era în capul tău, era da, la propriu. Da, la propriu, da. Și m-am dus, după ce m-am întors de la Fort m mă sună domnica, bă, hai la un casting. Uite, facem un serial mare, se caută un conte de Monte Cristo modern. Bine, hai. Și m-am dus. Acolo m-am întâlnit cu mulți, cu toată penuria de... de, de, actori, din de actori între 30 și 40 de ani, știi? Și m-am dus să am dat probă proba și-am plecat. Și m-am dus la operație. Și m-am dus și mi-am făcut operația în iulie. 14 sau... 14, în Franța, da? la Lyon. Da, da. În Franța, la Lyon. Stai, o, operația asta înseamnă Şi că și acolo e o poveste. Practic da. tăiat. Da, 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 da. Tăiat. Păi, cicatricea asta care se vede și în Vlad, care s-a vrut să se vadă și în Vlad, se e duce pe bune. până aici. Da, da. Cicatricea aia din Vlad e pe bune. E pe bune, da, da. M-au mai întrebat și le-am zis, băi, pe bune, dar le-am zis de ce. Acum e prima dată când lumea află de ce este această cicatrice. Da. Deci oamenii se întrebau de ce ai cicatricea aia în Vlad și. Da, zis, și mi-au întrebat dacă e Eu am înlovit, e... Copilărie din asta. Da, se vede, nu știu dacă se vede de A, aici. Se apreacă. vede foarte tare. Se duce, Trebuie, trebuie să mă tând. Și vine până aici, vine. Nu știu dacă se vede. Da, Probabil dacă da, dau părul cumva. Sau poate dacă ne dai o poză. Bă, cu pozele, da, cred că o să vă dau o poză să o puneți. Dar una mai decentă, așa că... O să o luăm după... După, da, exact. după podcast. Um, și o să o vedem, de fapt. O vedeți e poza acum. Deci nu așa a fost. Am dat uh, probă, m-am dus, m-am operat și în prima operație, pentru că din start s-a știut că ar trebui să se intervină de două ori. Transcranian și transnazal. Și prima operație a intrat uh, profesor Joano cu Andrei by his side și cu uh, 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 nu, badea. nu uh, cum nu mai, ah, o să-mi aduc aminte și de uh, celălalt uh, doctor român care a fost cu noi acolo. Um, și, practic, mi-a zis, adică, n-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era uh, foarte solidă pe alocuri, uneori calcifiată. Și profesorul a zis că nu riscă foarte mult, pentru că era aproape de o zonă nobilă și în momentul în care a intentat să tragă de ea, am intrat în fibrilații pe masa de, de operații. Prima operație a durat undeva la șase ore, nu mai știu exact. Șase ore sau șase. Și cât ore? ai stat în spital după după aceea, șapte zile am stat în spital. Pentru că în Franța au o abordare foarte mișto de recuperare. Dacă tu clinic ești bine și ești pe partea bună, te scot, te dau afară, să te integrezi. Adică nu stai foarte mult în spital. Mai ales la ăștia la neuro. Deci spital. nu trebuie să te plângi. Nu trebuie să te plângi. Să te Băi, da, nu. Păi și mergeam prin Lyon, mergeam cu cicatricea la vedere, pentru că nu mă lăsau să mă bandajez. Pentru că bandajul era, ținea microbii, cloacă. A zis, nu, aveam șampon cu betadină, te speli în fiecare dimineață și în fiecare seară. Ei pastilele astea, pentru că erau niște pastile care, care, se dau la epilepsie, adică să nu faci crize, și eram, uneori eram bine, știi? Da, da, da. Și după ce mi-a revenit, s-a desumflat um, și m-am dus și am dat a doua probă, mă sună, domnică, hai la callback. Adică din nou casting pentru Vlad. Pentru Vlad. A doua, cum ar da. veni a doua probă a doua, trecuse da. de o parte și acum era da. Atre... da, da. Îți crescuse părul? Da. Oamenii crescuse. nu știau că tu fusese acum câteva da. luni la operație Uite, pe, un... nu, pe, pe craniu, dă... craniu, pe că părsase... da. să da, ca pe scos. Pac, oh. a și-a pus la loc. Și? Și m-am dus la probă, a doua probă. Și din nou am uitat-o, că asta e strategia la casting -ul. Te duci la dai și le lași acolo, închizi capitolul și te duci și vezi de viață. Că dacă stai și speri, te vii ca în filmul ăla, regviem fără dream, sper să te cheme și nu, te duci în bălării. Nu, am închis capitolul, m-am dus mai departe. Urma... Oricum, tu aveai altă treabă, aveai operație de făcut. Aveam a doua operație exact, de făcut, adică... înțelegi? Da. Și m-am dus... Tu aveai și... sezonul 2. Da, exact. <laughs> <Chiar> da, sezonul... <laughs> și m-am dus și am început să pregătesc a doua operație. Și m-am dus și m-am operat și a doua oară pe 9 martie 2018. Și practic au, ți și prin același loc au spart, nu? În același loc, da. Au zis că transnazal nu mai e cazul, că poate să scoată. Putea să intre și transnazal dacă nu reușea să scoată de sus. <laughs> da, a scos de sus. Da. Și... Şi... După a doua operație a venit al treilea callback de la Vlad. Da, deci operația a, treia a fost pe 9 martie, da, pe 9 martie a fost operația în mai, m-au chemat martie, aprilie, mai. În mai deja am revenisem destul de bine. Știi? Adică scoseseră 90% din ea și era super ok. Era totul în regulă, și îmi revenisem și practic mă sună Uh, Delia de data asta nu m-a mai semnat domnica și a zis, hai la al treilea callback, la Vlad. Zic, ok. Încă se mai face Vlad? Adică a durat foarte mult castingul la Vlad, știi? Și m-am dus și am dat proba. Ții minte că eram, deja Olimpia era căstuită, era pe rol. Uh, și Emilian era deja pe rol, căstuit. Și, și, la încă... treia probă de Vlad, ei încă nu știau că tu fusese operat de două nu, ori. Nu, nu știa. Nu știa nu, nu-i corect spus pe creier. De două ori operat pe craniu. La... În cran, da, în... Intracranian, intracranian. Pe creier, intracranian. creier, că era sub creier, nu e pe... E de, de, două ori operat, da, pe creier, nu știu, nu știu cum zici. Da, 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 da operat pe creier, da, așa e. Da, și a fost cumva... M-am dus, am dat probă. Și asta am mai zis-o, dar așa a și fost. Adică am dat proba și în săptămâna aia... Practic m-a au sunat, sunat Doina Gradea de la TVR și mi-a zis: "Bă, vino să dai o probă pentru Cerbul de Aur ca prezentator. Deci, fii atent cum e viața asta. Da, da, da. Deci la un pas de moarte. Dar n-am știut niciodată. Nu, n știut, Bine, Am realizat. Cu... Ai realizat că a, da, tic tac tic tac, știi? Da, exact. Și încep să apară castingurile. Forbes uh, Cerbul Artea, de Aur. Cerbul de Aur. Adinartea, Ninja Warriors. Exact. Că ai câștigat și acolo. Da. Adinartea, Vlad Șterea pe principiu, tic-tac, tic-tac, stați o secundă, că s-ar putea să nu mai trăiesc. Păi nu, dar bă... nimeni nu știa, știi? Nimeni nu știa. Sufletul dar... tău știa. Nici măcar sufletul Ce... Eu cred că a fost o inconștiență, bă, pe bune, și eu, așa cum am zic. Adică faptul că m-am dus inconștient în misiunea mea să-mi rezolv lucrurile, practic mi-a dat uh, exact drive-ul ăsta să nu intru și să nu cad de tot. Dacă am, am avut momente grave, nasoale, complicate adică Dar să te în casă am făcut vrei terapie, să da. De când am aflat că am tumoare, am început să fac terapie. Asta vreau să zic că da. uite, poate sunt oameni care se uită la noi și nu trebuie să fie o rușine să te duci să faci terapie, Nici uh, să apelezi la cineva. Nu trebuie să Nici stai unde. cu problemele în interiorul tău, că nu ajută la nimic, știi? Știi de ce? Pentru că le somatizăm. Pentru că problema acestei tumori pleacă dintr-o somatizare. Dintr-o somatizare pe care eu n-am știut-o și nu, nici acum nu pot să zic că o conștientizez foarte bine. Adică, într-o supărare? Nu dintr -o neapărat, o probabil. Dintr-o dintr supărare din copilărie, traume? traume, da, care sunt niște chestii de pe viață care îți seama. Niciodată, de asta zic, noi suntem oameni buni, noi suntem o generație care are nevoie de invariabil terapie. de terapie. Invariabil. Nu există. Pentru că unul la mână, sistemul care a fost în comunism, te-a chinuit, te-a forțat să faci lucruri pe de -andoaselea. ochii lumii, ce spune lumea, toate lucrurile astea, practic, nouă ne-au dat traume. Părinților noștri le-au dat traume. Iar Părinții noștri traumatizați nu au știut să facă altfel decât să ne impună o educație cu biciu, cu, cu cureaua. Cum înțelegi? știau ei? Cum și știau ei, săraci, că, că nu trebuie. e vina lor, în niciun caz. Iar noi perpetuăm aceleași lucruri, pentru că nici noi nu am avut de unde să știm cum crește un copil în Australia sau cum crește un copil în Canada. Noi am crescut în România și toată generația asta, care e acum 35, 45, 50 de ani are nevoie invariabil de terapie. Și acum cumpărăm toți ca disperații cărți de parent, parenting. Ceea ce sunt bune, dar te duc în extrema cealaltă. Adică stai și le citești și începi și te gândești, ok, okay nu trebuie să fac asta, nu trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Nu dar jur, când citești o carte de aia de parenting, ai impresia că oricum tu știi lucrurile alea Și da. oricum, bă, asta fac și eu, știi? Adică da. te ține două da. săptămâni. Da. Aia. Te ține două săptămâni. Și după aceea te ceri cu părinții și în parc. Că... Cât timp ai fost la terapeut? Te-ai la terapeut imediat după ce ai păi mai merg asta? la terapeut. Încă mai îmi că place. Da, de asta vreau de să bine. Zică, mi Se pare că chestia asta te organizează, te face să fii mult mai puternic. Te ajută enorm de mult. Te ajută să te cunoști tu pe tine și să faci cunoștință cu copilul din copilărie care a avut niște traume pe care tu le-ai ascuns, de nu le mai știi, înțelegi? Și îți dai seama cum poți să te reparti tu acum, fiind adult. Cumva, da, și fiind Părinte. cumva uh, cicatrizat de atunci. Dar știi ce vreau să, să înțeleg? La, la chestia asta, în toată perioada asta, cum era relația cu părinții tăi? Foarte bună. deci ce? Eu am, că deci sunt eu am fost care... un copil răsfățat. Nu nu, nu nu răsfățat. Când nu. au aflat, Când am aflat că ai tumoare. Adică ei, cred că se consumă și mm, îți dai seama. Da, adică... s-au consumat dar niciodată, pentru că m-au văzut uh, destul de determinat, probabil au avut încredere în mine că fac ceea ce e bine. Mama, săraca, s-a chinuit foarte mult cu toate sfaturile și cu toate lucrurile posibile și uh, de cele mai multe ori prima, prima persoană pe care o sunam după ce ieșeam de la consulturi și de la era casă mama. și de... Da, era mama. Da. Adică asta a fost... pe uh, mama și pe Alina le sunam. Da, și după aceea compuneam mail pentru toți prietenii și toate rudele apropiate care Aveai știau. Aveai grup pe WhatsApp cu ei? Aveam grup pe WhatsApp, da, care se numea ce para mea? <laughs> pentru că era tumorul era într-o formă de pare. Știi? ce para mea? <laughs> Pe bune, da, așa a fost. Na. Wow. A fost o experiență traumatizantă cu care încă, după cum ați văzut, încerc să mă împac. Pentru că sunt momente la care mă gândesc și acum, care... Când ai intrat în sala de operație, de, ba, de nu, aia, că s-ar putea nu, să nu mai Nu vreau să mă gândesc la asta. Că e destul de... Adică nu... Știi că e chestia? Că nu stai să La prima seama, sau a la doua a, de... a fost mai frică? La a prim... doua. La a doua, la operații, doua este... Doamne, pentru că știam prin ce am trecut la prima. A fost dureros nu. N-a fost dureros decât după. Mă durea capul și nu puteam să dorm pe o parte. Era destul de complicat. Dar după operație sau așa, nu. După operație, la reanimare, m-am trezit și aveam foarte toate firele pe mine. Și, jur, instinctul a fost exact ca în filme. Să le dăieți? Da, da. Ce dracu' caut eu aici a mărit să plec? Deci, efectiv, am apucat alea, noroc că erau, o asistenții aproape. Pa, -au Îți dai și anestezia și pastilele și făceau tot felul de halucinații se produceau. Da, da, alea sunt să te liniștească. Probabil a fost un moment de luciditate în care m-am trezit, am văzut și ce... Sunt ca să nu mă jur. Ce... Da. Zis, astea pe mine. Da. exact, să nu eu să plec, ce dracu. când... Oricum, mama ta vrea să te faci și preot, așa că ce da, exact. Da, asta a fost. Și a fost un moment foarte tare, că se tot zice de au tărpat de experience. Da, a fost. Adică, ce, ce înseamnă momentul ăsta? Descriu un pic așa. Păi, m-am văzut pe mine, lângă mine. Adică eram cam cum e, să zic, asta, ceasul. Mă vedeam acolo exact cum stăteam, la 4, aproape 45 de grade, cu toate firele pe mine. Mă vedeam acolo. Efect, stăteam și mă uitam la mine. N-a durat mult. Ceea ce mi s-a părut ciudat, și lucrul pe care vreau să-l păstrez pentru mine este că aveam ceva în mână, în brațe. Ceva foarte tare. Foarte tare în ghilimele. Adică ceva, un simbol, care e al meu și n-aș vrea -a să știu. legătură cu copilăria? Nu. Sau nu știu. S-ar putea să aibă legătură cu mult mai multe lucruri. Și asta mi se pare demențial. Adică asta mi se pare partea, partea sacră a lucrurilor. Știi? nu era, nu vă gândiți la o iconă, nu vă gândiți la lucruri de-astea clasice, nu, era ceva personal, care practic face o legătură de-asta, trans, știi, transconștientă, ceea ce e ce foarte tare. Și vorbeam cu, apropo de terapie, terapeutul a zis, bă, ține-o pentru tine. Cu cât încerci să o cauți și să o găsești, s-ar putea să te ajute, s-ar putea să nu. Fă ce simți. Și tu ce simți? Să o, s -o ce? pentru mine. Dar simți să cauți? Uh, cu siguranță căutarea este acolo, dar și acceptarea faptului că există lucruri dincolo de noi, ce e aici și acum, care sunt prezente și care sunt tot parte din noi pe care noi nu le știm. Sunt foarte multe lucruri. Și sunt, într-adevăr, cum ți le faci, dar nu la mod conștient, că nu poți să ți le planifici sau așa. Este cumva în un alt fel de ADN, da? Acolo sunt, știi? Dar tu ești un tip credincios? Da, da, sunt, da. Cumva nu, nu în lucrurile de astea, cum să zic eu, bătute foarte mult în cuie. Adică cred foarte mult într-un Dumnezeu, în faptul că lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să se întâmple, că nu are cum să se întâmple altfel și că, într-adevăr, e cumva o forță acolo care um, înglobează foarte multe lucruri, dar uh, nu e neapărat uh, cum să zic eu o persoană, știi? E o persoană, cred că este uh, impersonarea noastră a lucrurilor. Este pur și simplu felul în care se întâmplă lucrurile. Adică este, e imposibil să nu fie, pentru că noi ne folosim 25% din creier cât ne folosim. 25% știam încă mult mai puțin. Eu am zis să fiu optimist. Cât îți folosești omul din creier? Foarte puțin. Ia, stai să vezi acum rezultate. Să <laughs> căutăm cât îți folosești omul din creier. Dacă 25% îți folosești din creier, nu, eu știam că e 7%. 10%. De. 10%. Da. Deci 10%. Știi? Hai nu, 13%, știam de 13% ultima. Știam că e ceva cu 3% la final. Eu știam 7%, cred că m-au mințit, îți dai seama să nu Deci, tu îți dai seama câte multe lucruri se întâmplă între noi acum, care au legătură cu multe altele și cu, apropo, alte vieți, că da. și se pot explica lucruri. Da, deci uh, au fost experiențe de toate felurile. Crezi că vii dintr-o altă viață câteodată? Uh, Mi-ar plăcea să cred asta, dar nu sunt sigur. Mi s-a spus că aș fi fost un lord de englez. Și ceea ce explică de ce mi-a plăcut mie Londra mult. Da? Mm. Am așa o <laughs> și am avut o reclamă care a fost difuzată până în 2020 în Anglia. Mult timp. Și eram agent și acolo. Cu... Vezi tare. că lucrurile astea câteodată nu sunt întâmplătoare. Băi, și everything spui... happens for a reason. Ia uite. Asta, zi, spune care e. Am vrut să te întreb și... Că... e fă adică? Asta și asta e Joe. Adică? Everything happens for a reason. Ah, e prescurtarea de la... E-h-f-a-r, da. Și, ce, da. și mai scrie ceva? Da, mai jos e Geo, e un uh, foarte bun prieten de ai noștri, de al meu de al lui Liviu și de al lui Vice, care s-a na, na, stins acum 5 ani de zile și. Uh, Dar tu și de al lui și de al cui? Și, uh, lui Liviu, prietenul meu cel mai bun din Brașov. și Vice. Am fost o gașcă de patru. Da, și unul dintre ei. Unul dintre ei a murit acum 5 ani aproape. Da. Știi cum se întâmplă toate lucrurile astea, că nimic nu e întâmplător? Nevalid. Tu fii atent. Deci, uh, ca să vezi ce, ce analogii fac și eu ca totul să mi arăt că folosesc 13% din creier sau cum. Da, 13%, na, 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 Bă, 13% era, nu să nu fac de. Bă, noi folosim C mai mult, că de asta la televizor. C 10? A, tu ai zis 13. 10. Eu știu că eu, nu știu de voi, de eu 13, sigur. Iartă-ne, iartă-ne. Iartă-ne, -ne, iartă Lordule. Iartă-ne pe Dar asta, asta vreau să zic. Spuneai că, tocmai până în 2020, s-a difuzat o reclamă în Londra da. în care tu erai un agent. În Londra, în UK. Care erai un agent. Da, reclama era la Casiliero de Diablo, putem să spunem. Da, nu e problemă. Ideea da. asta e că, fii atent, unde am show, ale mele. Da. Deci tu erai agent. Da. Dar tu ai dat la serii. O, oh, da! Vezi? Da, mă, bravo. Uite, vezi? Am omis asta. Da, De, am asta dat, zic, de două că... ori am dat la SRI și am picat cu brio. Ce bine! De ce? De ce bine, ai picat? Sau? Nu, De ce ai picat? Că probe sportive... Cred că eram sportiv. <laughs> 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 Pentru că prima... Deci, la prima... Mă... Am fost exact în anul 2000 când am dat admitere la facultate în Brașov. Adică sportul a fost backup la mine, a fost plan B. Dar de asta spun că toate lucrurile astea se, se, se întâmplă, da, știi? Da, chiar da, se întâmplă. Adică oricât te chinui tu să le planifici și să le faci, oricât de multe cărți de parenting citești, tot trebuie să te duci acolo și să respiri și să zici, Tot trebuie okay, să sapi adâncul fac? tău. Păi nu știu dacă săpat, că săpatul înseamnă ceva forțat. Da, săpatul să, poate înseamnă să că să ajungi lași... totul totuși să răscolești niște lucruri care poate nu-ți da. fac bine tocmai. Nu, Știi, povestea mai terapie, da. cu Teo Roz, care la fel a avut nevoie de terapie, cu Andreea Bălan, care la fel a avut oh, nevoie da. de terapie și povesteau că se duceau la terapeută <coughs> și își imagineau, se întorceau în copilărie și efectiv stăteau ore întregi în care plângeau. Da, pentru cunosc, că... cunosc sunt se... acolo, eu stăteam o mașină ore întregi și Nu, da, ore întregi, Alina confirmă. Așa e. Dar ce mișto că soția ta nu te fereai de ea, știi? Măi da, dar o și feream ție, totuși. Ție un pic așa, știi? Adică... Problema, problema. soarta a făcut ca ea să fie nevoită să aibă grijă de Mara, cât timp eu am fost cu operația. Lucru care pe ea a îngreunat-o foarte mult, pentru că ar fi vrut să fie și mai mult alături de mine. Știi? Dar trebuia să aibă grijă și de Mara, care avea doi ani. a rămas acasă? Nu, a venit. A venit în, da. în, Franța cu Mara? Da, a venit în Franța cu Mara. Păi, nu știam ce o să se întâmple. Nu aveam nu. Și a venit maica mea Alina, cu Mara, cu Brioș și cu Roxana. Nașa, mare. Roxana. Pică, a pic, venit și cu câinele. Da. Adică, iartă-mă că spun, părea ca și cum... Păi, atâta, îți dai seama, te... m-au dus și m-au deschis atâta. Nu știam ce o să urmeze. Și cumva, eu, deci eu am organizat și Airbnb-urile și cazările și tot am organizat, înțelegi? Tot. Da. Tot. Da. Și tu îți și, îți așa, și fii atent vele, ca să dai și seama. vreo scrisoare, să nu știi că... Nu, că nu, asta nu, ea... nu chiar. Nu, chiar. Băi nu, că eram destul de ignorant, adică eu am organizat totul până în momentul în care eu trebuia să, să trag pe dreapta, știi? Și e pe toți oamenii ăștia ca la un eveniment da. în care trebuie să sărbătorim ceva. Nu, faza a fost că. Uh, noi n-am știut că un părinte să plece cu copilul din țară, doar un singur părinte M trebuie să trebuie la procură. Da, 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 și, da, la... și eu am plecat în Franța cu o săptămână înainte să pregătesc toate lucrurile da. să mă duc să mă mai intelizc. Fără cu să doctorul, lași procura? Fără să las procură. Și asta am aflat cu o zi înainte să mă duc la internare. Și am zis, ok, this is a... fucked up. Cum facem? Bun, sună stânga, dreapta, pam, pam, pam. a doua zi, înainte să mă duc la internare, m-am dus la consulatul francez din Lyon, m-am dus să botul la ușă la șapte jumate dimineața și m-am dus la ei și zic, sunt Adrian Artea, uitați-mi toate actele, am nevoie să fac o procură și să o trimit urgent în România să vină să... Sub... că eu mâine, și era mâine, mă operez. Știi? Și da, ok. Și nu de apendicită. Și nu de apendicită, da. Și mi-a făcut hârtia, am pus-o pe uh, expres și am trimis-o. A primit-o Alina acasă, în poștă, în acasă a venit curierul a doua zi, adică m-a costat 100 și ceva de euro expediția doar la acel plic. Și uh, înainte de ea a venit maică-mea cu Nașa, cu Roxana. Dar degeaba au venit, că oricum eu... O zi după operație nu putea. Adică am venit, m-am trezit pentru 5 minute, le-am văzut și m-am culcat la loc, știi? Mă. Da. Deci, până în ultimul moment, de asta zic că toată lumea mă laudă că am fost puternic. Băi, și eu mă laud că am fost băi, puternic. fost dar, foarte puternic. Dar eu nu sunt conștient de toate. Era acestea. adrenalina aia. Adrenalina aia și misiunea aia ce aveam de făcut. De aia, la, cu toți prietenii cu care mă întâlnesc și pe care îi văd în probleme, zic, băi, făți! O misiune frate din asta. Muncește-o, muncește-o până și atunci dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, măcar știi că ai făcut tot posibil. Nu-ți plânge de milă că nu te ajută la nimic. Sau plângeți de milă o oră și de la cinci te duci și faci treburile. Ți le pui cu note frumos. Adică nu sta. Pentru că dacă stai, te duci. Înțelegi? Pentru că Efectiv foarte mulți oameni care când dau de greu, când se îmbolnăvesc, că asta fac pentru prima dată, știi, cad. Da, Stau da. pe canapea și nu mai vin să, nu le mai vine să se ridice, știi? Da. Eu nu știu de ce n-am căzut. nu pot să explic de ce n-am căzut. Dar am avut momente, deci o misiunea moment. din da. Da, am avut Exact, spuneai ceva mai exact. devreme. Și eu cred că Vlad a venit în compensare. Adică eu cred că dacă și am mai zis -o, și o să zic prietenilor că dacă eu nu cred că reușeam practic să fac Vlad, dacă eu nu aveam operațiile și nu eram uh, pe acolo, știi? Pentru că a fost așa, știi? Exact așa, știi? Pac! Și lucrurile merg înainte. Adică niciodată lucrurile nu o să exact merg așa. și oamenii niciodată. se uitau la Vlad, vedeau un om cu cicatrice, nici de gând nu, nu știau <coughs> ce nu se întâmplă, Era oamenii care se uitau la Vlad nu știau că, bă, omul ăsta cu șase luni era în operație da, de chiar, de... numește. Bine, știa, știa Jesus, știa. O regizorul ăsta, dar eu zic la oameni care colegi. se uitau la televizor, Adi. Dar și, și Oro du-te bă, de aici. Vii tu aici. Cu, <gri> El aici, mai sceptic așa. Cu da, e super simpatic. Cu experiența ta de, du-te mă, dracu, fă telenovelă, lasă-mă în pace, vii tu cu astea încoace. Cu da, na. Wow. Da. Dar știi ce? Aș vrea să mă întorc un pic la asta, că n-aș vrea să trec. Mi se pare... Uh... <gri> Extraordinar că cineva poate să povestească despre experiența asta care s-a întâmplat după a doua operație, mm -hmm. când tu practic ai ieșit din corpul tău și te vedeai pe tine pe patul de spital. Băi, momentul cel mai nasol. A fost după a doua operație, da? Cel mai nasol moment a fost dimineață, la a doua operație, pe 9 martie, când a venit Brancardierul și cu asistenta anestezistă și îmi căuta venele, bă, să-mi bage, să bage branul la să mă anestezieze. Păi și nu le găsea, pentru că eu eram, zâmbeam, vorbeam franceză și vorbeam destul de bine, fluent franceză. Tu știi franceză? Bă, 50%, nu pot să zic că știu mm. foarte bine. Dar nu mă gândesc astfel, că s-a declanșat ceva, știi, și am citit tot felul de povești nu, de oameni care trec printr-o experiență de asta și își dau seama că uh, au învățat cine? Eu. Teo Trandafir, da, 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 Teo povestea. Teo știe, da. Teo mă știe de când am fost la operații, cu ea am vorbit. Vezi, teo. teo, Teo a fost alături de foarte mulți. Da. inclusiv de mine. Teo Trandafir, da, da ne-a povestit cum a fost la operație și a fost alături și de Cătălin Botezatu și de, da, de foarte exact. mulți oameni. Cătălin Botezatu ne-a povestit. eu păi am fost la echipă în Botezatu mulți ani. Bă. Da. Prezentam -se cum, se lua, cum, se leagă lucrurile. Da, 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 tare se leagă lucrurile. Asta zic, că everything, is, everything asta, zic happens for a reason. Ok, zic când, când cum e imaginea asta și cum vedeai și ce simțeai când ai ieșit din corpul tău. Nu, stai așa, ieșitul din corp a fost după operații la reanimare. Atunci a fost. După operația după a doua, ce, Da, după ce mi-am revenit. La prima, nu. La mine sunt, deja s-au conectat sunt una singură, adică eu o traumă okay. acolo, da. La un moment dat? Dar momentul cel mai nasol a fost în, în secunda în care a venit aia să-mi bage anestezie și eu știam că o să mă doarmă. Și știam că nu o să pot să mai fac nimic. Asta a fost, cred că, trauma mea cea mai mare. În momentul în care știam că o să adorm, o să piclat și eu nu o să mai pot să controlez absolut nimic. Aia a fost. Pentru că îmi căuta vene, bă, și mi-a dat și acum, mai am urma când mi-a făcut ultima anestezie, aneste, ultima uh, punctie, a treia sau a patra punctie, ca să-mi bage branula și să mă adorm. Mi-a dat gaz inhalator să fiu așa, nu știu ce, dar venele erau atât de strânse încât... Da, da, că. da. Pentru că Fusesem în prima operație în care m-am dus cu capul înainte și revenirea a fost greu aie, teoretic, adică cam o lună mi-a trebuit până să mă revin aproape complet. Și la a doua, deja știam ce urmează. Știi? Și știam că iară intru și iară mă deschide pe aceleași pe aceeași cicatrice, aceleași proceduri și de data, Mai asta. asta... data asta e spre creier, tată. Nu, amândouă au fost aici. Da, da. Dar de data asta trebuiau să scoată mult mai mult decât au scos prima dată. Prima dată au scos uh, un fel de 15-20% din tumoare. Și a doua trebuiau să scoată mult mai mult, pentru că era presiunea pe care o exercitau și trebuia să o... Și problema era că uh, în România nu, există, nu exista aparatura disponibilă de, le zic eu, senzor de parcare. Adică îți conectează niște electrozi pe capetele nervoase, pe corp. Și în momentul în care se, acoperă cu bisturi... se apropie cu bisturiu, încep să facă... <ride> și când se apropie mai mult de nervi, pentru că nervii, trigemenul de aici, era înglobat în tumoare. Și cum se apropia de el, trebuia să se oprească ca să nu altereze nervul. Pentru că dacă altera, era vorbire, paralizie, anestezie și cine știe altele. Și faptul că era lipită de zonă nobilă și în momentul în care am încercat să o dezlipească, eu am intrat în, în fibrilații pe masă de operație și a zis că nu mai intervenim la ea. Adică lăsăm treaba aia acolo, știi? Zim da. când ieși din corp. Eu sunt curios de asta. Păi a fost după operație. Eram la reanimare. Era exact cum vezi în Ai filme. Ai vorbit cu tine? Nu. Nu e nevoie să vorbești cu tine, că te înțelegi. Dar tu te uitai la tine. Da, da, da. Am trecut peste povestea aia că aveai ceva în mână care e o chestie a ta și rămâne Da, era la tine. mine în brațe așa o chestie așa, drăguță. Ok. Da. Cu, pentru suflet. Care asta. are conexiune destul de mult cu foarte mulți oameni care în momentul respectiv al operației au fost rugați și de mine și de mai mulți, bă, hai să ne gândim pozitiv la el. Și cred că a funcționat. Sincer. cât a durat povestea asta când ai ieșit din corp? Cred că un minut, două minute. Dar ce au duci perfect la aminte. Da, da, da. 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 Aminșit, adică erați Am doi. Tu da, care eu eram la tine. în picioare. Deci eram în picioare și mă uitam la mine, cum eram întins acolo cu aproape anestezia, cu treaba aia în mână, în brațe. Da, în brațe erai... În poală, o da. așa. asta ah, e, acum să rec. Deci, practic, tu când, ai, în <coughs> din corp, dacă explic bine, tu te-ai văzut pe tine pe patul de spital cu ceva în mână. Da, da, da. Eu am crezut că tu aveai ceva în mână cel care nu, a ieșit. Nu, nu, nu. nu ah, deci tu ai ieșit din. Eu eram simplu, Nu, mai, nu da, știu. Ok. Deci înțeleg. eram drept în. Tu pricia, te uitai stătea, la un pacient care și erai tot. La cu... Un pacient care stătea cu o chestie în mână și cu toate firele alea, cu tot. Uh... Iar chestia asta legătură cu oamenii care erau rugați atunci să se roage da, pentru tine. Da, da. Cel puțin așa cred și îmi place să cred treaba asta. Și chiar cred în, în, în energia asta colectivă pe care o putem face. Că nu degeaba sunt toate apelele Gândurile astea. Comune, ele. Da, da, da. Sunt, băi, sunt. V-am zis. De asta și Avem rugăciunea e, Evident. De asta rugăciunea, rugăciunea e foarte Rugăciunea sacră. Rugăciunea este sacră. Adică nu degeaba sute de ani se împământenește un vers. Ca și folclorul și ăla. Adică toate lucrurile au substanță, în ele nu poți să le ignori, n-ai cum să le ignori. Sunt și sunt energii care exact. se duc și unde se duc în univers și o energiilele se descarcă se și se descarcă și se întorc și sunt niște povești, apropo. Acest tatuaj se numește în um, forma asta, se numesc Țâțânile lumii. Sunt acele romburi mm -hmm. pătrățoase. Înțelegi? Sunt niște picturi rupestre care au fost descoperite pe teritoriul României. Caută Uhum. Da. Nu știi? Nu, nu se văd? Da. Așa. Nu, nu se văd, se văd. Astea. Și le foloseau țăranii pe toiege, da, sculptau pe toiege, e, la e. intrarea în case și pe da, i. Da, așa e. Lucrul ăsta l-am aflat de la un profesor de istorie care are un cătun undeva la Alunu, lângă Cluj, la uh, Alunu se numește, care are în uh, subsolul cabanei lui muzeu de istorie. Și el asta spunea. Și spunea despre țânile lumii. Lucru care m-a impresionat foarte. Asta era înainte de operații. Știi? Și mie mi-a plăcut atât de mult povestea lui, că l-am zis, bă, mie -mi place. îmi place, îmi plăcea Carpați. eram pe etno, genul ăsta. Și vreau să-mi fac tatua justă. Și stai așa, să-ți povestesc. Nu, no, de asta zici. Și tu ai zis, vreau să-mi da, fac tatua justă. Vreau să-mi fac tatua Și în el vreau să înglobez Everything Happens For a Reason și pe Joe. Pentru că și Liviu își făcuse tatuaj cu Geo și mi-a făcut nu dragă prietenul nostru. Și zic, a, bun, îl fac. M-am dus, l-am făcut în februarie. Ține minte, în februarie. Uh, în martie eu aveam a doua operație. Și nu m-am gândit nicio secundă... Deci la tatuajul l-ai făcut -a. între operații? Între operații, da. Am zis, what the fuck? <laughs> adică, what <laughs> the Mă mai întreb, mă umplu de tatuaj. <laughs> <laughs> da. Da, exact, așa a și fost. Adică, pe bune, mi-am dorit să fac un tatuaj, mi-am făcut... Uh... Mi-am făcut că nu se știe Da, așa. Și uh, m-am dus, mi l-am făcut, mi l-a bătut uh, Nana, super fată, s-a mutat la Oslo. În detaliu, frumos, mi-a plăcut. Voiam să-l fac și colorat, dar am zis, nu, l -l lăsăm așa. După care, mă uit și citesc despre țățârile lumii, simboliza protecție. Băi, și eu nu am știut că simbolizează protecție sau poate a trecut pe lângă mine decât după ce am fost la operație. Deci eu l-am făcut în februarie, în martie m-am dus, m-am operat. A doua oară. A doua oară. Și după aceea, studiind și văzând așa, am zis, bă, ăsta simbolizează și protecție. La că folosit... să vrei, da. ai zis, hei, e cu infinit... mine, e cu mine, mă. Da, exact. Brâncuș, practic, coloana infinitului, este inspirată din țățânile lumii. Înțelegi? Mi se... Deci este Asta zic, it's mind-blowing la câte lucruri... Câte lucruri astea au așa legătură la Târgu Jiu, <coughs> pentru că tot spui de coloana exact. infinitului, tu e știi. pusă pe axa... Am plâns la poveste. De da. axa lui Brâncuș, iar acolo e biserica între... e masa tăcerii, e cu poarta, poarta sărutului, e biserica și coloana, și coloana infinitului. La biserica aia m-am căsătorit, la A, Târgu ce Jiu. Frumos. Da. Și acum să știe și toată lumea, masa tăcerii, deci, practic, sunt puse într-un ax pentru că este povestea unui soldat. Masa tăcerii este momentul în care soldatul stă la masă cu familia lui, e ultima cină înainte să plece pe front. Și de aia e masa tăcerii, că lumea tace și nu știe ce o să se întâmple. După care, poarta sărutului este condus de iubita lui la poartă și îl sărută, după care se duce la biserică, se spovedește. Și după aceea e coloana infinitului. După aceea se duce prin infinit pentru că s-a dus pe front. Asta mi-a spus-o un paznic de acolo, din Târgu Jiu. Mi se pare puf, minunat. E tare. Da. Și foarte tare și-ai citit despre Da. și-ai aflat că, după. de fapt, cineva de undeva, din universul exact. ăsta, hei, hey, ta Știi? Bă, e na. Protecția ta, știi? Na că da, puteai exact. să-ți faci un dragon. Nu știu, da, exact. Știu? Exact, adică, exact. Puteai exact. să-ți faci da, da. tatuajul pe care îl avea prietenul tău de la Brașop, da, Exact, Doar cu geo da. Doar cu geo, știi, Da, da nu. Da, corect. De asta și eu zic de fiecare dată chestia asta. Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Da, nu se întâmplă loc, nu. cu un scop și că întotdeauna energia vine din noi și că dacă știm să fim buni, cred că primim bunătate cu dacă siguranță. știm să întoarcem bunătatea, să n-avem mură știi? Eu, eu sunt pentru chestia asta și nu trebuie nu... Nu să te aștepți adică fac bunătate pentru că știu că o să prime da, nu, nu, nu ai de ce putem să controlăm lucrurile până la un anumit moment dar când simți că nu mai și pierzi controlul let it go Că o să fie bine. Știi, povestii legate de lucrurile astea, poate, uite odată, uh, cine știe. Uh, Mi-ar plăcea și mie să povestesc despre niște lucruri când am simțit așa mâna lui Dumnezeu. Da. Și când spun chestia asta, spun cu deplină conștientizare, când simți că, hei, mai avem treabă cu tine aici. Da. da. Pentru că asta ai simțit și tu. Asta s-a întâmplat și cu mine, probabil. Da. Probabil zic că nu să, ai cum să fii sigur. Și asta e mișto, că nu trebuie să fii sigur pe lucruri. Ca să fac treaba aia. Băi, știu că acțiunile astea o să crească, trebuie să... Nu, frate, dacă tu simți, go! Măcar nu, nu vei regreta, știi? Asta e lucru care îi fascina și care m-a învățat pe mine. Pentru că, pentru că, practic, mulți îmi spun, mamă, că tu ai fost acolo și zic, da, știu, am fost. Și cum e? Mă, nu știu să -ți zic cum e. Da, dar... a Acum știi ce poți să ne zici? <coughs> Ce te face pe tine cel mai fericit după ce treci prin toate experiențele astea? Um... Pentru că vezi viața altfel. De... Da, 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 vezi viața altfel. Pentru adică... că vezi viața altfel, pentru că am impresia câteodată că noi suntem într-o goană permanentă de a face, de a obține, de a demonstra, nu? Da. Așa este. Pentru că nu ne dăm niciodată. Eu am niște vorbe uh, și uh, îmi place, știi, mă simt așa uh, confortabil cu tine și pot să le spun că nimeni nu s-a întors de dincolo să ne spună cum e. Exact. Și că trebuie să te bucuri de fiecare lucru aici și. Uh, nu știu cum. Singurele lucruri cu care rămâi sunt amintirile. Așa este. Și fățile să fie frumoase. Adică eu îmi dau seama, am ajuns da 43 de ani și câteodată stau așa și zic. Ok, ce am făcut? Ok, ai, că am făcut facultatea de drept, că am făcut emisiunea TVR, apoi m-am dus la Pro TV, m-am acolo, m-am păcat cu ăla, am doi copii. Ai da. o familie frumoasă. Mulțumesc, dar uite, așa a trecut timpul, știi? Păi da. Nu-ți dai seama și tu, bă, așa a trecut. Asta trece, n-ai cum. Deci asta da, e invariabil. Da, dar măcar uh, să mai pui piciorul pe frână și să faci lucruri pentru sufletul tău. Asta e cel mai important. Și de asta te întreb, mm -hmm. după toată experiența asta, ce te face pe tine cel mai fericit? Um... Băi, sunt, cred că, trei lucruri care mă fac și în ordine asta. Unul la mână, să stau eu cu mine și să văd un apus, pur și simplu, singur, într-un apus, să văd un apus portocaliu frumos, acolo în Bucovina, la mama soacră, pe imaș, este minunat. Să țin fetițele în brațe și să vină nevastă mea și să mă mângâie pe cap și să zică, hai, e bine. Astea sunt. În rest, Că mi-am la mașină, că facem Vlad, sunt admirabile, dar nu se compară. Chiar nu se compară. Pentru că sunt. Am imaginea aia, știi, când da. zic fetițele în mână, da. în brațe, așa. Da, una așa și, și una de mână. Și, da. și când da. vine Alina și. Da. da, da, da. Alea sunt. Sunt momentele care, practic, mă ung pe suflet și mă fac să mă gândesc că tot stragă -lul ăsta al nostru pays off adică asta e răsplata. Și trebuie să te bucuri de ea. Cât încă mai trăiești, că ajungi la bătrânețe și zici, bă, nu m-am bucurat. Destul. Sincer să faci atunci lucruri pe care oricum să faci, da. nu Mai poți să le faci. Da, exact. Și dacă ar fi să spui că există și un regret, care ar fi ăla? Băi, um, dacă ar fi să zic că există un regret, nu există. Nu există. Să nu mai există după experiența. Nu astea. există. Exact. că probabil toate până la Toate lucrurile pe care le-am regretat... E, exact. Ți-ai dat seama că sunt... Sunt vorbe... Uh, cum e aia? Da. da. Dust, dust in the wind. Dust in era. the wind. Exact. Da, exact. Băi, da, bine a zis. Nu, jur, pe bune. All, all in all is dust in the wind. Lucram la radio, da. puneam muzica asta, mm. îți dădea tare. Pff. Și mai e și lui Beatles cu Let It Be. Da. Let It Be. Nu mai despicați firul în patru. Let da. It Be. Dar vezi, vezi cum e chestia asta? <coughs> până să ai operația asta... Care ți-a Nu, da, da. Exact. Aveai regrete. N-am prins rolul ăla. Reclama aia, puteam să fiu mai bun acolo, puteam să mai fac sport. Puteam regrete. să mai fac sport, da. puteam să. nu știu, să dau că am da. făcut dreptul, am făcut socio psihopedagogie Adică le-am făcut, dar nu le-am terminat. Una an, doi ani, da. Exact. Că ce fac? Că, pa, da. ești, ești un loser pentru că ai făcut doar facultatea de sport. Ce, da. ce mai faci? Și ai prezentat în chiloți la botezat. Da. Și, a, și uite, nu? Da. Cu toate că, sincer, să prezinți kilos la bote, era, bine, Era, era bine, păi am luat Mr. Brașov, Mister Brașov. 2002. Ba, uite, l-am avut pe Cătălin Botezatul la, emisiune, la, pe, da. la, podcast aici și la emisiune de-a lungul văzut anilor. Băi, că... fabulos mă. Este. Fabulos. Da. Sincer răspund. Da, păi... Ce poveste de viață, la fel, știi? Da, și... nu, sunt, sunt, oameni minunați. Deci pe toți pe care i-ai avut la podcast. Sunt oameni, sunt oameni care au un mesaj, mă, asta e important. Oameni care au un mesaj și care vor să transmită că e rău, că e bine, că sunt, nu știu, bad behavior, că e good behavior, că este viteaz, că este rău, că este pramatie. Băi, sunt oameni care au un mesaj. Fii atent, o să facem un felul următor. Mai vreau să mai stăm un pic de povești. Stăm, nu că, că, nu stăm de aproape două ore, dar mai vreau Apa să... Bune? Da, două. Aproape două ore, dar vreau să mai și Și n-am povestit nici măcar... 20%. P de ce crezi că Vlad are patru serii? Da, da, da. Podcast 1 cu Adin Artea, Băi, podcast 2, podcast 3 și podcast 4. Ai să râzi, dar uh, în actorie am găsit un fel de terapie. Pentru că la toate secvențele grele poți să apelezi la experiența personală ca să poți să-ți uh, să trezești emoțiile în tine care să... Ducă înspre un anumit rol. Adică e un fel de terapie. E superficială, ci drept. Nu este adâncă. Dar tu poți să exprimi, ca asta e mecheria la a interpreta un rol. Tu poți să exprimi efectiv o nebunie de-a ta ascunsă în tine într-un mod legitim. Da, normal, e rol. E rol. E actor, poți să faci orice. Și poți să fii nebun, poți să fii criminal, poți să fii uh, Casanova, poți să fii. E rolul. Ce? Poți să fii gay, poți să fii ce vrei tu acolo, e rolul. pentru că e rolul. Dar toate rolurile astea făcute bine sunt valențe ale acelor oameni care sunt efectiv aduse la suprafață. Dacă le aduci prea tare, îți trebuie terapie după. <laughs> că și Anthony Hopkins a făcut terapie după ce a... În, nu, nu. În, în după ăsta. papa? După filmul cu papa? Și Na, nu, -du 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 -du, zici după. după cu președintele, a fost. Mai uh... am a, care știe? Hai, care știe, primește un sushi. Exact. Haideți repede, Sau Anthony Hopkins. Terapie după filmul cu. După Zimă, filmul. ba, mă scapă zi nu ăla cu criminalul în serie Mi se pare că nu și după ăla Hannibal Lecter? Nu, după na, Lecter na, na, Dar na, mi na, se pare că și după ăla Dar el a făcut terapie după ce a jucat Meet uh, Joe Black Nu, nu, nu Ăla nu, a, nu, a, a fost nu? un siropel pe pentru el uh, Asta, uh, mi-a plăcut și asta ultimul cu papa Nixon Manor. A jucat în Nixon, Anthony Hopkins Știu că după ce a jucat, uh, a făcut un rol mare A avut nevoie de terapie Mie îmi place, îl urmăresc pe Facebook da. și văd cum cântă la pian Ești și și pisica aia. Apoi îmi Bă, aia, da, e un dar bătrânelul ăla care se duce și are te un mesaj... Miei lor... Tăcerea mieilor? Aia, aia, da, dar da, 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 nu aia la aia. Lor... Dar fii atent, mie îmi place la el. Nixon, cred că e. Îmi, pla îmi place mesajul ăla, fabulos, în care se duce și le spune tinerilor, a făcut un mesaj pentru o universitate și le-a spus tinerilor, nu renunțați! trebuie să vină din tine și nu te da bătut și o să poți. Bă, m-am uitat la filmulețul ăla de atâtea ori încât aveam impresia asta că vorbește cu mine și venea da. mi să mă ridic. Nu renunț! Acum mă duc, știi? Adică păi cât de mult că contează da. mesajul ăsta. Da, Fie pentru că, că, că... Pentru că știi care e valoarea acestor feluri de mesaje, cum a fost și asta lui, de la Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. Connect the dots. Yes. În 2005. Băi, sunt mesaje de-astea care rezonează. Și sunt mesaje de astea care tot Steve Jobs să spunea, nu vreau să fiu cel mai bogat om din cimitir. Exact. Care înseamnă mai bucură-te de viață. Imens. Înseamnă imens. Hello! Da, așa e. -te de viață. Că trece da. repede timpul. Fii atent să nu uit să-mi notesc chestia asta să ultimul cuvânt al tău aici la podcast să fie uh, pentru că ai zis că fiecare om care a venit aici oarecum a avut un rol. Chiar da. a fost rolul lui Ad din Artea la podcastul Acasă, la Măruță. Dar asta, încă, încă puțin. Da. Dar te gândești la el, de asta. Ți l-am dat așa să, da, 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 să, da. să te gândești la el. Care a fost uh, rolul uh, venirii Meu, lui Ad din Artea, dar pentru că ești că fiecare om a avut cu mesaj așa, așa e. Dar înainte vreau să te întreb de asta dacă. Să nu uiți întrebarea. Că nu uit dacă întrebarea. -am Am, vin multe în cap, așa. Da. Dar să nu uit, uh, asta nu uit, și vreau să te întreb ceva. Uh, dacă Ad din Artea de acum, din 2021 ar putea să-i dea un sfat lui din artea de acum 10 ani. Ce sfat i-ar da? Stai așa să apropii microfon. De acum 10 ani? Păi da, stai sau așa. nu știu. Lua din artea din trecut, poftim, și perioada ți-o alegi tu. Da, din artea asta, după ce a trecut prin toate experiențele, după ce a ajuns, ce a ajuns, cine e, ce sfat i-ar da lua din artea din trecut? Continuă că o să fie bine. Continuă că o să fie bine. Da. Nimic altceva nu i spune, nu fa aia, fă asta, niciodată. i, -a, i -a spune, continuă că o să fie bine, prin tot ce ai trecut, tu te-a format ceea ce ești tu astăzi. Și astăzi eu sunt mândru că sunt leu, leu ca personalitate, să zic așa, și, că și că sunt zodie, puternic sunt și sunt, cum să zic eu, sunt mai înțelept decât am fost. <laughs> Mult mai înțelept. Și asta îmi dă, știi, cumva o o liniște. Știi? Uh -huh. A, na. Mai profundă. Ajung de multe ori mai greu. Cam de două ori pe săptămână ajung la ea, dar e... La terapeută? Nu, nu, nu. La, la liniște la, la asta. asta am da, okay. nu, nu. La, la terapeută la e... Lunar? Nu, săptămânal este. Uh -huh. Adică uneori e mai rar, alteori mai des, în funcție Dacă de... te ajută chestia asta? Da, mă ajută mă m-a ajutat enorm, iar o terapie bună nu poți să o faci în câteva luni. O terapie bună trebuie să o faci în ani, cu întreruperi, dar să o faci și să fii conștient că ai nevoie să te duci, înțelegi? Că aici e problema noastră. Pe lângă acea etichetă că, mamă, te duci la terapie, ești bolnav. Nu, frate, nu ești bolnav. Ești pur și simplu crescut prost. Adică te duci la terapie ca să te... Când spui crescut, te referi la un sistem. Da, mă refer la Exact ca... Ca, uh... ca nație. Păi, că ca... nu-i vorba de familia ta aici, de asta zic. Ca că... floricica aia, ca buruiana aia, dacă vrei, care crește printre cărămismul. Exact așa suntem noi, toți. Noi am crescut printre niște lucruri foarte grele. Și ne-am crescut diformi. Noi trebuie să mergem la terapie ca să ne mai îndreptăm un pic formele alea strâmbate. Pentru că doar așa putem să prindem soarele și să, să fie frumos pentru sămânța pe care o lăsăm după noi. Ca asta e important. Foarte mișto mesajul ăsta și în același timp aș vrea să le spunem oamenilor cu mine, dacă te duci la sala de sport, te duci să faci mușchi, să arăți bine, să stea altfel tricoul pe tine, terapeutul ăsta și psihologul te ajută să-ți ordoneze mintea, creierul, să ai o direcție, exact. să ai o viziune, da. să ajungi mai ușor dintr-un punct în altul și mai, mai fain. Și sala poate fi terapie. Corect, dar, sportul în, te, da, te ajută. Dar în momentul în care o conștientizezi ca terapie, nu în momentul în care o faci ca să arăți ca un model pe care l-ai văzut la desenele animate Johnny Bravo, știi? Da. <laughs> și să te, să te... să rămâi acolo, știi? Îmi dau seama că vorbim de două ore nu, și... E, nu, dau seama. Jur, de două ore și mai erau atâtea de vorbit. Mai erau despre Alina. De exemplu, dacă ar fi să-mi spui trei lucruri, trei calități ale care ar fi? Frumusețea. Asta nu e o calitate. Ba da, pentru că e frumusețe și interioară. Aia pe așa zic, frumusețea interioară. Da. Um, asta e un dat, s-a născut frumoasă. Calitatea, frumusețea interioară. Inteligența asta nativă pe mm -hmm. care o are este minunată. Care înseamnă, de fapt, și inteligența emoțională da, foarte puternică. inteligența puternic. emoțională foarte puternică. Um, și puterea pe care o are este minunată. Adică, ea, când, ea, ea rar își pune ceva în cap să ducă până la bun sfârșit. Dar motherhood maternitatea și lucrurile astea sunt lucruri pe care ea și le-a atribuit într-un mod excepțional și le face exemplar cu conștiența faptului că nu e perfectă. Și asta este cel mai important. Pentru că dacă tin să crezi că ești perfect și că le faci pe toate bine, te-ai dus pe arătare. De cât timp sunteți voi căsătoriți? Păi în 2014 am avut cununia. Și, și ne e... știm din 2010. Și acum suntem împreună. Și acum am o întrebare care vine de la Alina, dar tu nu știi ce crezi? Ai fost ușor de suportat în această căsnicie? Îți dai seama că asta e de la mine, am băgat-o așa... Da, dar e bună întrebare. nu <laughs> e bună. Alina a fost ușor de suportat. Băi, eu știu că seamănă uneori cu maică-mea, cu ai mei, care cu maică-mea, care sunt foarte încăpățânat și mă duc până în pânzele albe. Dovada a fost și periplul ăsta al meu cu operațiile. M-am dus până în pânzele albe. Da, dar asta a fost bine. Și eu mai am, eu când mai întâlnesc Ai fost probleme. încăpățânarea bună. Da. Când mai întâlnesc probleme pe stradă sau oameni care au... Bă, mă duc îi ajut fără să fiu conștient de traumă sau de ceva. Mă duc îi ajut și fac tot ce este literalmente posibil ca să fie bine și după aceea cad. Știi? Adică și nu fac, Repet, nu fac, fac conștient și nu vreau laude și așa. Efectiv, nu mă interesează. Înțelegi? Pur și simplu, o fac și după aceea, când realizez, încep să plâng, încep să... să știi? Adică cam așa Dar, se... Aici nu-mi dau seama că e ceva rău, nu? Că, practic, Bă, ești tipul... nu e ceva rău, este ceva bun. Mm -hmm. Și de asta zic, adică ce crezi că a fost greu de suportat? Așa, așa cred așa. că mă duc și în lucrurile mai puțin mune căpățânate. <laughs> adică încă. sunt de multe ori și sunt conștient. Vezi, eu am avut noroc. Este Bă, eu am dreptate. Uh, da. Mm. Și, și debitul meu verbal față de Al linie este mult mai mare. Și atunci, tu? da. Și atunci ea nu prea reușește să, să facă față la argumentații, chiar dacă are dreptate. Și aici încerc și sunt conștient că mă duc de multe ori pe arătură și încerc cumva să mă temperez și să-mi dau seama știi că lucrurile nu sunt cum vreau eu că pot să fie. adică cu capul înainte ca un da. ca o bovină, știi? Da, poate acum facem și haz de necaz. Poate erai că, post, că n a fost problema asta medicală, că tu nu ești așa. Nu, nu. <laughs> nu. Am vrut Un să te mai așa, așa, așa știi? Nu, nu. nu, nu, nu. Da, știi cum e? Eu cred da. că asta e o declarație superbă pentru Alina, pe care eu am cunoscut-o și ne-am întâlnit la emisiune și cu Mara, și când Alina era însărcinată, și pe lângă faptul că e o femeie extraordinar de frumoasă, e o femeie foarte blândă. Are da, ceva este, bun în ea, știi? Este, da, da. Adică oamenii pe care îi te uiți, îi vezi și îi cataloghezi fără să i cunoști, să stai cu ei de vorbă. A, e bun, știi? Îți inspiră chestia exact. asta, știi? Nu știu... Deși ea, ea, inițial, la primul aspect, ai impresia că e foarte rece, foarte distantă mm -hmm. și arogantă, dar nu este. Și ea, practic, are și... e și curată. Adică asta îmi place foarte mult la ea, știi? Că e... Da. Să bem cu păcătosul din Artea, totuși. Pentru Andra și pentru Alina. Exact. Că și am ea zic. te pe tine. Hai să am mă înțeles, mă. adică păcătoșii Știm. sunt la masa exact, asta. Exact, da. Cine stă la masa mea, ciucă? Și cine stă cu copiii acasă? La ora asta. Mulțumim, Noi Alina. La mine, spune... Mulțumim, Andra. Exact. A, da, mă. Îți dai seama, serios acum, și eu pot să spun același lucru, am mare noroc, jur. Băi da, am fost niște norocoși. Da. Da, Îți cât mai am mai avem povestit cu hackerii care ți-au spart da, contul. Tare. Multe avem. Da. Trebuie să facem și partea a doua, să știi. Oricând. Te-ai simțit bine la podcast? Da. Și îmi place pentru că în sfârșit am avut ocazia să spun lumii întregi experiența mea, pentru că voiam să mă laud. <gânt> 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 nu glumesc, dar voiam să știe multă lume că uneori nu e nevoie să te duci foarte adânc ca să-ți dai seama că poți să realizezi valorile adevărate în viața ta. Știi? Adică nu trebuie experiențe traumatizante pe care le-am avut eu, ci pur și simplu îți trebuie inteligența să-ți dai seama că poate fi mai rău, poate fi clar mai bine, dar este foarte important să vorbești tu cu tine. Apropo de instinctul matern, pentru că acolo este, acolo mi se pare că e cel mai prezent lucrul ăsta. E un sfat pe care îl dau mm. tuturor, tuturor tăticilor care îi însoțesc mamele. Și le zic: "Băi, vorbiți cu soția, cu mama, să în momentul în care nu știe ce să facă cu ăla mic sau cu aia mică, să închidă ochii, să tragă aer adânc în piept, să dea aerul afară și primul lucru pe care îl simte că vrea să-l facă ăla să-l facă." Pentru că ăla este instinctul matern care este imbatabil cu orice medicament. Înțelegi? Și atunci toate sfaturile sunt bune. Dar atunci te vei orienta cu instinctul tău matern în sfatul care ți se va potrivi A. cel mai bine. Și asta trebuie să facem și noi, bărbații, și noi, oamenii, cu noi înșine. Să stăm, pentru că e foarte complicat să-ți oprești telefonul, să-ți oprești uh, televizorul, muzica și să stai dezbrăcat, hai, poate nu neapărat dezbrăcat, dar să stai și să te uiți la tine în oglindă. Este foarte complicat să stai mai mult de un minut acolo. Dar este foarte important să poți să stai cu tine, hai, nu zilnic, da, să stai mult timp cu tine, să ajungi la un moment în care ai trecut de toate frustrările tale prezente și să ajungi acolo să tragi în piept, să dai el afară și să zici ce simt eu vis a -vis de lucrul ăsta, masa asta, chestia asta. Și atâta trebuie să faci. Nu trebuie să începi să-ți faci un corolar sau o, o agendă cu ce urmează să-ți faci tu la... Nu, tu trebuie doar să iei contact cu tine și în momentul ăla lucrurile încep să se alinieze de la sine. Părerea mea. Faină experiența asta. Îmi imaginam uh, cum fac în așa fel încât să renunț la telefon câteva ore, pentru că am impresia că sunt dependent de treaba asta și e un fel toți. de perfuzia mea, știi? Da. Uh, cum încerc să mă privesc în oglindă și să stau de vorbă cu mine. Știi, încerc să, încercam să vizualizez treaba asta. Da. Și bă, nu e ușor. Da, asta îmi dau nu seama, e pentru e ușor că deloc. de fapt, în oglindă te duci și stai, te speli pe dinți, te speli pe față, te aranjezi și pleci, stii? Dar să stai. Sau te, să uiți te ui... la coșuri, vezi da. ce, ce mi-aș mai nu, face, da. unde Nu, nu, nu stai crede. tu, hei, vorbesc cu tine, uite-te în ochii exact. mei. Exact. Știi? Adică, îmi imaginam acum, uite-te stai, în stai, stai. Știi ce greu este Știi? să spui te iubesc în oglindă și să te crezi? Știi cât e de greu? Să te uiți la tine în oglindă și să zici, bă, te iubesc, bani. Este imens și să te crezi, asta e important. Dar recunoaște chestiile astea, ai ajuns să le faci da. și, și după terapie. Da, da, dar nu, vă, nu? Dar nu vă trebuie experiențe de alea ca să puteți să ajungeți la... Adică să ajungeți, ca să puteți să, să ne dăm cu toții seama de, despre ce e vorba, știi? Adică să nu mai rămânem pur și simplu superficial, ci să intrăm așa în profunzimea noastră, că acolo e viitorul și universul de aici începe, din noi. Adică de asta sunt și mesajele astea, că bă... Schimbarea începe din tine, că așa este, indiferent de ce schimba. Și nu e o luzincă, dacă stai să o despici nu în e, patru, nu o să-ți dai seama că are foarte multă realitate. Da, așa e. E. Da, e, e misto. Bă, viața e mișto. Și n are rost să asta stai să, să sper a, a, la viitor. Am ajuns la la, la... Eu trag barca asta de sushi. <laughs> e de la prietenii noștri comuni, sushi-tera. Da. Așa că, tocmai spune că ieri ai fost pe acolo, așa că, dacă nu ți era poftă. Dacă ți era din nou poftă, păi, e momentul acum, poftă dacă nu ți era poftă, știi. trebuie să fie poftă. Și, și îmi încalc fasting-ul, că eu practic am început să fac fasting-ul ăla da. de 16, 16 ore 18, 18, cu 6. 18 da. cu 6, adică 6 ore ai voie să mănânci, 18 ore da. nu. 18 ore nu. Dar tu de ce mai faci, că îl faci pentru sănătate, știi? Da, pentru sănătate. Știi da. că toată povestea lumea zice facem fasting asta pentru că vreau să slăbesc. Pentru că vrem să slăbim. E un în, spate, în spate, de fapt, un uh, inventator uh, japonez a luat un... Uh, a fost nominalizat și cred că a și luat uh, premiu pentru microbiologie sau ceva, să nu greșesc. Uh, dar cauți așa, inventator japonez uh, fasting uh, a luat Nobelul pentru că și-a dat seama că această dietă de a face pauză de 16 ore nu face altceva decât celulele tale uh, cancerigene, celulele tale bolnave, din corp să fie atacate de celulele bune, exact. și atunci să se facă curățenie în corpul tău. Și s-a dovedit că cei care fac fasting-ul de 16 ore uh, scapă de foarte multe probleme de. Păi, de explicația, sănătate. explicația este foarte simplă. Celulele astea au o memorie 12 ore, știi? Da. Și după 12 ore, celulele încep să mănânce ce e negativ. Deci, fii atent în mod instinctiv... Știi că vinul roșu ajută? tu mă zici că... Ajută, da, Știi? Da, da, da. Pentru că celulele bolnave oarecum se pătează, iar celulele bune vin și le atacă. Băi, nu... E și medicamentul Fii făcut atent. din... A, o, o să, din să mai că. vorbim, îmi pare rău. Da, iertați-ne, da, ne-am da. prins acum. Deci, tendința o corpului ca a, orice, a oricărei vietăți este să înmagazineze. De ce? De frica unei... de foame. Bine, înțelegi? Și atunci... În momentul în care noi avem la dispoziție atâta mâncare, noi mâncăm fără să mai avem conștiința faptului că vrem să înmagazinăm. Și automat înmagazinăm grăsim, colesterol și toate lucrurile astea. Le înmagazinăm, pentru că e tendința normală a organismului. Dacă noi înfometăm, că zici că înfometarea e nu este rea. Dacă noi ne înfometăm, noi ajutăm ca acest corp care înmagazinează ca veverița, alune puse, să le consume Să spargă aceste și depozite să, și să lase lucrurile să, să funcționeze la. Așa e. fără depunerile astea, fără înmagazinări, care pot fi cancer, care pot fi colesterol, care pot fi grăsime bună, care pot, pot fi foarte multe lucruri. De asta, fastingul ăsta practic e o înfometare care se practică de pe vremea religioasă, înțelegi? Adică postul, postul și postul negru, negru asta are, fac. Are Tibetanii, un rol pe ortodox și exact. Și, dacă vrei un exemplu extrem, unii dintre cei mai longevivi oameni sunt supra, supra, de supraviețuitorii politic, de la Auschwitz. Și sau din Gulag. politici. Știi, exact. Ce... Pentru că ei au fost supuși, nevrând, bineînțeles, la înfometare. La înfometare. Și metabolismul lor s-a construit în așa fel încât, practic, e ajutat. E, na, regretabil ceea ce s-a întâmplat acolo, dar putem să învățăm lucruri bune. V-am zis, dacă căutați pe Google laureat premiul Nobel inventator japonez dieta exact. na, fasting, na. o să găsiți și o să vedeți cât de mult Că slăbești, beneficiu, asta este partea a doua. Medi, de asta, beneficiu pentru sănătatea ta există. Poți să faci fasting din ce motiv vrei tu. Poți să și slăbești, o să-ți facă bine și pe alte părți. Corect. Everything happens for reason exact, totul da. se întâmplă. Atunci nu, nu strica tu fasting-ul, că n-are rost să te ispitim. E ispititoare barca Băi, este... asta de la sushi da? Da. Da. da, Dacă ai mâncat ieri, nu -ți strica fasting-ul. Trebuie să-mi să poftești, ești puternica din artea. Nu o să mănânci. <coughs> o să-i duc aline. <laughs> ok, perfect, așa o să facem. Uh, barca asta, ne face pofta. Da, ne face. Îți mulțumesc mult de tot că ai da, venit. A, nu, băi, stai, mă, că am băut alcool. De, eu am vrut să zic asta la un moment dat, că alcool... Nu. A, Scoate-mă, bețele, hai, mă, da, atunci. Da, da, da. Exact. Fastingul nu mai e. Dacă bei alcool, deci... Pentru că și alcoolul e... Apă, puteți să beți ceaiuri, puteți să beți cafea fără lapte și zahăr. Să, dacă... da, să dai, microfonul mai așa, ca să te și auzi. Așa, da. În timp da, ce puteți să, puteți, să, puteți beți uh, apă, ceaiuri, cafea fără lapte și fără zahăr. Mm. În timpul fastingului. Dar în rest... Uh... Mm -hmm. După două ore și ceva, jur că mi-era foame. Mm -hmm. Mm -hmm. Dar vreți să spun ceva? A fost foarte mișto Băi, eu mă bucur. Mă bucur că la primul tău podcast ai venit la mine și eu. și că te-ai simțit bine. Jur, pe bune, fără nicio chestie. Și nu pentru că ne întâlnim <coughs> și acum o să fie uh, un prieten de -a lui Ciucă care cu siguranță o să zică: Da, mă normal că a venit la tine la casa la Măruță, că l-a obligat ea de la Pro TV, l-au trimis acolo, știi? Băi, o să, o să zic sincer, eu am, uh, am vrut să vin. În post, podcast. Am vorbit și cu Micuțu, am vorbit și cu Bobonete și am vorbit am vorbit în prealabil să mă duc și la Morar. Uh -huh. Dar, uh, practic, cel mai potrivit, pentru că te știam, mi s-a părut să vin la tine. Pentru că a fost. Și te-ai și la ce am făcut aici și ți și plăcut. Da, da. Suntem și buni. da. Bagă și asta, bagă, că dacă zici mai de aici, din artea suntem ne cred nu și nouă Dacă m-ai chemat, -ai chemat aici, e clar că suntem buni. Glumim. Ideea e că eu sper oamenii să să, să învețe ceva din fiecare podcast, da. să se simtă bine cu noi, să se distreze, să se relaxeze. Cu un ochi plângi, cu un ochi râzi, știi? Mm -hmm. Că de fapt despre asta e viața. O să facem un fel următor. O să mai fac câteva mulțumiri până termin tu de mâncat uh, bucata aia de sushi, uh -huh. pentru că trebuie să ai finalul ăla, da? N-am uitat finalul, care este învățătura lui ea din artea, de ce a fost el trimis de univers la podcastul acasă la Măruță, ce mesaj are pentru public? Mm -hmm. gândește te Până atunci eu le spun oamenilor uh, că le mulțumesc din toată inima că sunt alături de noi la aceste podcasturi acasă la măruță, uh, că pregătim uh, diverse lucruri pe care o să le găsiți mereu anunțate pe pagina de Instagram acasă la măruță. Vă mulțumim pentru fiecare comentariu, vă mulțumim pentru fiecare share pe care îl dați și pentru fiecare clopoțel abonat, uh, clopoțel apăsat, pentru că asta înseamnă că vă abonați și devenim prieteni și suntem așa uh, o familie mare, pentru că dacă suntem acasă la măruță. Toți oamenii ăștia facem parte dintr-o familie și chiar vă mulțumesc mult de tot. Iar finalul, doamnelor, domnilor, îi aparține lui, lui din Artea. Eu sunt Cătălin Măruță, vă mulțumesc. Stai, 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 mai zi-mi mai zi o dată întrebarea. Întrebarea era, tu ai spus ceva mai devreme, că fiecare om care a venit la podcastul Acasă la Măruță a avut un mesaj. Da. Venirea lui aici n-a fost întâmplătoare. Și atunci eu am zis în felul următor să-mi spui de ce crezi tu că ai venit la podcastul Acasă la Măruță, pentru că, clar, și tu ai avut un mesaj. Și care ar fi mesajul? Da. Păi eu am zis, în primul rând, că am venit la podcast la Măruță să mă dau mare. Și nu este în felul în care, na, credeți voi că mă dau mare, ci pur și simplu am vrut ca toată lumea să știe experiența pe care am trecut eu, să, să știți că, na, avem, avem cum să zic eu, nu de învățat, că de învățat e clar, dar avem toți o misiune și un lucru pe care na, trebuie să-l facem. Și eu cred că nu, mă, nu e bine. Nu e bine. Mă duc prea mult în, în bălării. Nu, cred că... Sincer, am vrut să vin să arăt oamenilor că ăsta este a din Adică să ies puțin din imaginea de Vlad, pentru că toată lumea mă asociază cu supereroul Vlad, înțelegi? Dar în viața ta. Ești. Da, eu nu mă consider asta. Și am vrut ca lumea să vadă și să știe adevăratul a din artea. Și... Iar menirea ta la podcastul ăsta, cred că a fost și ceva de genul când niciodată nu trebuie să te dai bătut și că atunci când primești cea mai... Da. Nasoale, veste despre sănătatea ta, despre viața ta, să zâmbești, te uiți în oglindă exact. și zici, hei, I'm, I'm still asta. here. Hey, I'm still here. Am două mâini, slavă Domnului, chiar și o mână, dar I'm still here. Adică te uiți la tine în oglindă și zici, bă, sunt aici. Nu mai am casă, nu mai am mașină, nu mai am iubită, mă trăiesc, nu mai am... Mă, mă bucur de viață. Nu mai am familie, lucruri grele. Dar te duci, găsești o oglindă și zici, bă, ok, I'm here. O luăm de aici de aici începem. Ce, care e cel mai rău, rău, lucru care se poate Ai murit? Nu. Atunci, you're still here. Go on. N-ai, de ales. Adică mi se pare... Mi se pare aiurea, știi? Sincer. Se pare aiurea să te plângi? Da. Când, de fapt, tu trăiești și de tine depinde cum îți schimbi destinul vieții. Exact. Niciodată nu știi ce o să fie, ce a fost. Și cum va fi. Ești aici. Aici, acum. De acum poți să pleci. Te uiți la tine, în... de acolo începi. Te uiți la tine, nu. Mersi mult. Cu drag. Da, o să mai rămân să mănânc niște Pe de asta, mai rămânem. Știu. Din culise și ce se întâmplă după podcasturi, poate într-un viitor apropiat pentru prietenii noștri care o să devină membri, dar o să vă anunțăm noi la momentul potrivit. O să dau și eu share. Adică... Da, și oricum o să vă mai povestim una alta. Vă mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi la podcasturile Acasă la Măruță. Mersi mult, din Artea. Mulțumesc eu.